мали тебе. Аз искам да спитай при десовали дискути при лоста люди, по на десовали дискути при спяци, хари съм чел мен буни моменти ти интрат, так сын помените буни, десовали дискути при фундаментал, и а мы интразак на сама ще там купи. Аз ти вой се дискути при емоции. Емоционал, компликат, не компликат, и навен при трейдер, и тъндър, хари не бух дели емоционал, ну, ну съм там делок. Така chiar nu sunt am. Acolo mergea tranzacționare să spun de complicate, pentru că eu nu înțelegea cum spune cele stop-loss-uri take profit. Dar din cauza că emoțiile nu lucrau, atunci mergea de spații profit undeva la 10% lunar stabil. Ceea ce nici nu înțelegea cum se întâmplă asta. Tranzacționare tehnic greu, dar din cauza că emoțiile lipsau, profitul spia sus. Minusuri erau mai multe ca plusuri, în păcate. Dar din cauza că risk management era bun, am știut ce sus. Multe momente s-au discutat, dar foarte rar observ să discute referitor la postulate. Știți că asta e cum să discuți pe periferie, dar să nu discuți pe probleme. Să se rezolvi simptomele, dar să, nu. Să se rezolvi boală, dar să nu rezolvi simptomele. Dar cum știți că așa spune? Că trebuie să-și rezolva de ce cauză, de exemplu, din bolgrin și așa mai departe. În tranzacționare avem trei postulate, cele mai de bază. Trei postulate care știi absolut toți și nu numai ăștia care au trecut practică sau care au venit la practică sau care tranzacționează, dar chiar și aceiași care merg la teorie. Pentru postulatele sunt date din prime zile, sunt trei. N-am să mai dau întrebări dacă știm, nu știm, să le înmărăm, să ridicați mâna și mai departe. Vreau doar să dau o mică informație. Postulatele, ați știut, poate n-ați știut, ele sunt destul de iubiri. În genere, multe lume spune Republica Moldova că faci ce lucru nou, ce interesant, așa, nici nu știam că există, așa mai departe. Cineva spune că piața are vreo 5 ani, vreo 6 ani, sau poate să nu știu, nu maxim 20 de ani poate să are piața. Piața, de la momentul actual, are peste 450 de ani. Poate, ați auzit vreodată informația unde a apărut piața? Vreau să știți din ce țară a apărut? Roma. Amsterdam. Nu, Roma, asta au fost primele momente când se vindeau, se cumpărau lucruri, dar nu s-au pus așa la bază cu ceea ce avem noi acum în momentul actual. Deci aici vedem noi acum că se tranzacționează, mai ales de exemplu cu acțiuni, asta a fost Amsterdam, 1640-1650. Era așa o companie care se numie Ostindska Companie. În parusă, compania Ostindiei, cred că dacă nu reșesc. Așa de puternică companie concura cu țările. Cumpărind, da? Cu Anglia, cu Franța și mai departe. De exemplu, în momentul actual, cea mai mare companie din lume, cea mai scump companie. Care e? Apple. Apple. Apple, 3 trilioane dolari, o țară, o țară. Nici țări nu fac atât cu Apple. Apple, o companie, 40.000 de lucrători, dacă nu greșesc, și face mai mult, de exemplu, de țări care au pe 100 de milioane de lucrători, 200 de milioane de lucrători și așa mai departe. Asta e momentul când capitalismul intră în guvernare. Imaginați-vă dacă, de exemplu, Republica Moldova, cu de la 2005, lucrătorii să fie guvernat, de exemplu, și capitalizarea putea să aibă. Și pe timpul acela era așa companie ca Ostindia. La momentul actual trebuia să aibă undeva la nu 3 trilioane de dolari, dar 4-5 trilioane de dolari în banii actuali. Ca să înțelegeți ce puternic era compania dată. Din Olanda, dintr-o țară destul de micuț. Avea cea mai mare flotă la momentul actual. Asta pe un an, de secolul 17. Putea să-i vrei război împotriva la Franța pe mare. Distrugem dacă dorim. Și așa mai departe. De ce era așa de puternică compania? Pentru că investeau oamenii din Amsterdam. Nu numai din Amsterdam. S-a spus că orice locuitor din acest oraș poate să cumpere o așa numită hârtie de valoare, care noi le avem până acum. Și hârtia asta de valoare are un anumit preț. Și se ridică din când în când. Dacă compania crește. Piața, având 4 sferturi și ceva, demonstrează că mereu tot crește și crește, crește și crește. Crește și crește. Și cum așa se întâmplă, nimeni nu înțelege. Citere, crește, crește. Astfel noi am ajuns la postulate care am vrut să spun că ele au acum peste 125 de ani. Postulatele sunt trei tehnice, ele sunt tehnice de bază, dar care explică practic și fundamentalul și așa mai departe. Au fost inventate, mulți spun că au fost inventate de chinești, japonești, nu știu cât acolo, dar au fost inventate, sau de europeni, nu, dacă ar fi postulatele, au fost inventate de americani. Americanii, în principiu, și-au pus bază destul de mic. Ele au fost inventate de o personalitate destul de mare, în cinstea căruia s-a episod din mic, cea mai mare index, cel mai puternic index la momentul actual, care e cel mai scump. Dacă știți piața de capital, cu 100%, toți au făcut practică. Mi-am spus, cine nu a făcut practică.
Toți sunt frate. Sau că toți ați tranzacționat pe piața de capital, pentru că eu știu cum faci. Știu că când schizi pe Google câte o tranzacție și faci în 5 minute vreo $2000, e treabă bună. Am văzut o tranzacție care pe noapte $110,000, numai că și era $25,000, numai că și era tranzacție pe real. Și asta era o tranzacție așa, cum îi spuneam eu înainte, ce pot. O asigurare. Dar n-am mai văzut nimic să mai încerc. Nimeni nu a avut curajul să facă ca bărbatul avea peste 40 de ani, dar nimeni nu a avut curajul să facă așa. Tăți care se aprofundau spre așa un pas, ajunge eu și pe eu profit, la sfârșit de luni, vreo 15% pe 10 și îți părie rău. Se riscă cu profitul ăsta, dar mai bine și el de niște toate mea și nu mai fac nicio problemă. Dar piața de capital interesant. Deci, referitor la piața de capital, cel mai mare index, ce mai spun index? Ați văzut cum a Nasdaq. Ați ajuns la ceva cu adevărat. Dow Jones. Comisionul la SP, de exemplu, 240 de puncte. Dar o știu capital frumos pentru că este la mine mare parte, nu sunt la acea mea, în principiu, este și m-am bazat o perioadă în mare de timp, ca și acum. Comisionul la Nasdaq la cele 240 de puncte, numai din cauza că fiecare punct costă la un lot. Cât? 10.000. $10 fiecare punct. Dacă la SP 500 un punct costă $1, la Nasdaq costă 10. Deci 10 ori mai vlastă spații. Comisia deci va fi 2400. Și era întrebarea, care e cel mai scump instrument? 480 de puncte la Dow Jones. Numai fiecare punct costă câte $100. Schid o tranzacție cu loc, că atunci sunt un minus 48.000. Mai zinați-vă ce comisie. Și pe urmă, eu, o perioadă de timp, vreo 2-3 luni, când am început să tranzacționez intensiv pe piața de capital, nu înțelegeam, dar din ce în genie mai este instrumentul ăsta, că el trebuie ești așa, comisia mare. Deschizând din interes pe un cont, posibil chiar ați văzut mulți conturi ăsta, pentru că de obicei eu lăsam prin practic și l-am lăsat aici, după ce m-am dus în Odessa, era un cont de milioane acolo pe petrol, ce am făcut. Ați văzut contul ăsta de milioane? V-a arătat noi manager. Da. L-am deschis în 19 mai 2020 ca experiment și acolo am deschis și niște Dow Jones. Uitându-mă că cu adevărat, atunci am deschis cu 0,1, s-a deschis minus 4800, comisiune foarte mare, exagerat. Dată să vedeți asta. Totul este sigur că în sud. Pentru că este cel mai vechi index. 120 de ani are plusul. Plus minus 8. 20 de ani plus minus 5 ani acolo. Indexul cel mai vechi american și la momentul actual costă 34-35 de mii aproximativ. Trebuie să mă uit încă o dată. Și are o idee foarte simplă la denumirea masterclass-ului nostru de azi. Istoria scrieta. O ajuns sus, ducem jos. O ajuns sus, ducem jos. O ajuns sus, ducem jos. Ceea ce, în principiu, noi avem bazate și nu numai în economii, nu numai în tranzacționare, ceea ce spun pe viitor. Despre postulații. Este foarte important că Dow Johnson este însuși persoana care a inventat aceste trei postulații. Nu ceva să invent în cinstea lui acest index. Dow Johnson spunea că pentru a tranzacționa un instrument, nu este nevoie, practic, să nu știți ce este instrument. Făceam chiar o dată experimente, că noi puneam, de exemplu, în față cineva să facă analiză și cumva ori creiam, ori cumva noi nu ștergeam, dar făceam așa ca să nu se vadă ce instrument e. Pur și simplu analiza grea. Și alegeam așa un instrument care să nu-ți dai seama deodată, că, de exemplu, că e aur. La aur, dacă te uiți la fel de aur, este vezi imprimat că e aur. Dacă te uiți la un index american, nu-ți dai seama, este ESP, Nasdaq sau ce este acesta. Dacă te uiți, de exemplu, la petrol, la imprima să vezi. Am luat niște valute simple care se putea de nu lipsa. Traderii făceau analiză foarte bună și fără ca să înțeleagă ce este. Asta de ce este un postulat, postulatul, cum se numește sau că este postulat. A doilea. Cine știe cum se numește postulatul? Nu rog. Prețul include tot. Mie nu trebuie să știu numele la instrument care... Eu pur și simplu trebuie să văd prețul. Prețul știu de curs de câteva săptămâni, câteva minute, câteva zile. Făcând analiză, foarte ușor. Pur și simplu trebuie să-mi dau seama confirmarea, direcția și de dorit să mai știu unde trebuie să ies și unde trebuie să ies. Stop-o, stake-o, să spun. Tranzacționarea merge tot de ușor. Nu să am un risk management proiect. Cine are risk management și nu se dă de gol la emoții, să duce frumos în profit. Nu uităm că trebuie să închizi doar 35% tranzacții profitabile, 65% tranzacții negative. Ca să fie 10% profit lunar. Ați auzit statistica asta? V-a arătat-o poate cineva?
И бună statistică, în principiu, chiar aș vrea să o vând. Mai ales plătesc. Eu sunt foarte pe când să lucrez. Nu-mi place să dau monolog. Așa. Era o întrebare foarte ușoară, adică care este procentajul, ce înseamnă a fi un trader bun? Eu nu înțeleg întrebarea asta, pentru că știu ce înseamnă a fi un trader profitabil. Un trader bun, pentru cineva e bine, genere să fie măcar un pic în profit. Pentru cineva e bine să facă măcar 50%. Și dacă faci 25% pe lună, așa o să poate s-a fost o săptămână, o lună bine. S-a fost o lună complicată. Cineva în genere, pur și simplu, să meargă bine. Pentru fiecare trader bun e diferit. Dar trader profitabil era o statistică. Din 100 de tranzacții, era întrebarea destul de simplu pus, în principiu, de acum v-am spus statistica, cât trebuie să faci un profit minimal ca să ieși bine la profit lunar. Cât tranzacții în profit trebuie să faci. Deci era o regulă foarte importantă. Un take profit trebuie să fie egal cu cât? Cu stop loss. Cât? 50 stop loss cu 100. Nu, 2 stop loss-uri, da. Stop loss-ul 50, dacă stăm așa, take profit este 100 de puncte. Asta este risk managementul de bază care trebuie să folosați, să o fac eu absolut toți, măcar începători. La momentul actual, de exemplu, eu personal tranzacționez cu 1 la 3 și mă mai aventurez din când în când la 1 la 4. Tranzacții se închid, se deschid un pic mai puțin, desigur că se închid mai greu, mai mult în minus. Profitabilitatea ca pentru manager, dacă serios și așa cam virus, în reacție spun și ca pentru director, profitabilitatea e 52% mai mult în tranzacții. Dar procentul de profit la sfârșit de lună s-a ridicat din momentul când m-am lăsat de 1 la 2 și am trecut la 1 la 3. Am ușa să vă demonstrez în principiu cum asta se lucrează. Așa că, cum am spus eu, procentajul de 35 la 65%. Asta la întrebarea de eu să tranzacționez. Ai văzut. 35% pozitive. Din 100 de tranzacții, 35 tranzacții. Fiecare câte 100 de puncte, 3500 de puncte. Profitul nu-i curat. E brut. Și luăm, de exemplu, tranzacții negative, 65% sau 65 tranzacții, fiecare câte 50 de puncte îmi dă minus. Deci minus o să fie 3250. Puteți verifica asta, dacă nu pierd. Dar de câte ori am scris asta, le-am pierd, le-am visat. Așa, profitul curat o să fie 250 de puncte. 250 de puncte, de exemplu, dacă la un cont care tranzacționez 10.000, tranzacționez la un lot, 250 puncte, a spit 20... O secundă. 2500. 25%. Dar ca să fie un pic riscuri mai mici, mie nu-mi place risc. Eu sunt așa... Cred că îmi place să schimb niște tranzacții cu un volum mai mic. De ce la mine sunt așa. Mai puțin, pentru că trebuie să schimb volumul care e preconizat în școală. Eu mai bine ați deschid mai multe tranzacții, asta mai numește cineva să spune diversificarea activilor, mai bine ați deschid pe vreo 10 instrumente, dar nu mai bine. Și asta diversific, ca să americanii spun să hedgeruiți, hedge, deci, să asiguri. De exemplu, dacă ai deschis o tranzacție pe petrol, să am trebuit deschis și o tranzacție pe viața, nu știu, pe energie electrică, ca să meargă. Dacă asta merge în sus, înseamnă că asta merge în jos, dar asta merge sus mai repede. Sau dacă asta merge în jos, apa asta merge sus. Lacăt, dar lacăt din diferite domenii. Tot nu este așa. Având actual peste 38 de tranzacții active, pe diferite conturi, asta lucrează foarte bine. 250 de puncte, profit curat. Și ce mai interesant, că aici nici nu trebuie să fii trader, nici te observați. Să-ți închid o treime în plus și două treime în minus, n-aș spune că e cel mai bun trader. Nici pe departe. Sunt sigur că la practică cam toți ați ieșit în plus. Pot vă dau și un răspuns de ce la practică cam toți ieșit în plus, pentru că la practică toți dau tot ce pot. Și se concentrează pe învățat și pe practicat. Dacă vrei să te concentrezi și ești pe ei care se pinet, cum să fac măcar 50 de puncte, cum să fac asta, cum să fac asta. Pentru un trader, mult mai important, cum să fac o analiză cât mai bună, cum să sunt cât mai bine pe piață și cum să ies cât mai bine pe piață. Dacă să fac asta tot stabil, disciplinat pe fiecare zi, asta mi-ar fi bine. Ne întoarcem cu încetul la ceea ce am putut spune despre postulat. Postulatul numărul 1 că piața se mișcă într-o tendință este, cred, cea mai des folosită în genere de toți traderii, pentru că toți traderii iubesc trendurile.
80% iubesc trend. Ce ne aș întreba, pe timp folosești trendul pe care la toate instrumentele. În afară posibil de așa instrumente mai greluți ca acțiunile, gazul nu iubește să facă trenduri de lungă durată mai des. Pe perioadă scurtă de timp și foarte repede le strică. Pe piața voluntară, desigur, trendurile sunt cele mai bune. Dar postulatul care mie cel mai tare îmi place, asta istoria se repetă. Pentru că postulatul e dat în principiu îmi dă posibilitatea să fac bani fără niciun fel de analiză. Și când vine la mine și mă întreabă cineva care este strategia care folosește cel mai bine, n-aș spune că este tamana strategie, este pur și simplu un lucru asupra postulatului. Aceeași este o strategie, pe spice în soții, poate cineva o prins timpul să o cunoască sau poate ați auzit despre tânsa. Nici nu pot spune că era o strategie care, doamne, trebuie era de complicată. Dar era importantă din punct de vedere istorie se repetă. Și acum haideți un pic de idei. Istoria se repetă este așa de important pentru că ea se regăsește peste tot. Poate ați auzit așa Instagram, Facebook, cine știe, motov. Timpurile grele fac oameni puternici, oamenii puternici fac timpuri ușoare, timpurile ușoare fac oamenii slabi fac timpuri grele, și se duce într-un ciclu fără oprire. Imperiile nu merg la veșnic, pentru că imperiile la un moment dat ajung la confort. Și oamenii din imperie pur și simplu fac așa că imperia să fie distrusă dinăuntru, pentru că imperiul poate fi distrus numai dinăuntru. Sau țările puternice și așa mai departe. Dar acolo unde e foarte, foarte complicat, de timpul se renaște o oarecare populație extraordinar de puternică. De exemplu, acum ca majoritatea populației din Republica Moldova și nu doar din Republica Moldova, ar dori, dacă ar avea posibilitatea, să meargă în Statele Unite, să trăiască, să lucreze, să învețe, ghici și nu. Nu spun toți, pentru că foarte multă lume a spus că nu. Eu, de exemplu, nu m-aș duce pentru că mie că nu mi-e place ideea că fiecare a doilea poate să aibă armă și minimum tuvâc și cam așa. Dar asta e personal, pentru că, nu știu, fiecare evaluie. Depinde și unde trece de Statele Unite Americe. Dar Statele Unite Americe cu 300 sau 400 de ani în urmă era cea mai mare băgăună posibil. Acolo, pentru persoanele din Europa care făceau crime, hai, ori te punem în pușcărie, ori te duci în lumea nouă, cum se spunea pe atunci, și construiești viața din nou. Și cam nimeni nu vrea să dă cu lumea nouă, pentru că acolo nu e nimic, acolo chiar valorat cu mâinile tăi, trebuie să construiești de la început. Da, mâine asta din Telemedici este una din cele mai puternice țări din lume. Ok, vreo doi ani nu mai dat să spun cea mai puternică țară din lume, dar cam chinezii, spii, de-a practic. Ați observat așa noutate că chinezii vor să cumpere petrolul în Yuan. Yuan. Și mai nou, Rusia tot vrea. Da. Asta e de mult era discuția cu Rusia, dar de ruși ca economie, ca din underea banilor, cam nu mă tem ca chinezii. Chinezii au investiții în economia americană, cea mai mare investitori în economia americană sunt chinezii. 53 milioane dolari investiți în economia americană. Câteodată e ca și niște propoziții cum și mai mari dinamici politici și economici și război economic, dar și aici nu investiți mai mulți bani în economia americană. Și petrolul e foarte important, pentru că dacă ei am mai aduc tratative cu Arabia Saudită. Duc de ultimii 10 ani, dar Arabia Saudită cam s-a supărat pe americani că ăștia nu pot apăra normal și nu pot apăra în genere. Nu mai poate să fie America acel polițist diplomatic mare care era tăiat ultimii 40 de ani. Am mai gata. Știți asta? Polițistul îmbătrânit, dar criminalii au continuit și sunt mai deștept. Și de-a nu mai poate. Și Arabia Saudită vede acum să găsească un polițist mai nou pentru dânsa, să o apere mai bine. Chinezii, în principiu, arată că e pădurat, poate și apere interese. Investind sute de miliarde de dolari. Mai ales în Europa de Estul, mai ales investesc foarte mult bani. Dacă stângi treaba asta, dacă începi să vând în yuan, tot timpul, pentru că yuan știi. Dacă începi să vând în yuan, cum credeți? Ce-ați fi prețul pe drum? O să ridice. O să scade, pentru că dacă noi tranzacționăm pe BTI și pe brand, noi tranzacționăm în care valută? Da, și ați fi de multe instrumente futures-uri, de exemplu, este și un instrument futures ca BTI, numai pe prețuri pe idioane, ne zici, cel scade. Păi ăsta scade, pentru că China foarte mult petrol cumpără. China cumpără undeva la 20% din petrolul.
Și mai ales de la Arabia Saudită, cumpără 25% din tot petrolul care îl vinde Arabia Saudită. Lucruri destul de interesante, deci poți să treabă asta, pentru că istoria se repetă. Cum Qatari a încercat să schimbe tot sistemul să vândă petrolul său, nu în dolari americani, pe mâști, ei încearcă să facă asta. Numai că Qatari a fost înăturat 40 de ani, a dat voie să guverneze Sfitira, dar fix în momentul când el a spus că el vrea să vândă petrolul, nu în dolari americani, nu trecut vreo 3 săptămâni pe aia, așa a fost. Deci da. Numai că aici n-a spunea să câte schimbe. Tot ei și-au investit în tine și cam nu spunește. Deci le-am e țară mare, țară complicată. Da. Și că mereu o să fie așa niște momente, cum este petrolul, cum este gazul, cum sunt valutele cele mai principale, iar și american, dolarul american să aibă foarte mult suferit din cauza asta. Și noi de acum vedem că el suferă instabilitate. Dacă să luăm, de exemplu, 20 de ani în urmă, dolarul american, țările mari, țineau banii, dolari americani, undeva la 78% la toate rezervele. La momentul actual, asta sunt 62-60%. S-a ridicat nivelul la yuan chinezești, s-a ridicat nivelul la euro și s-a ridicat nivelul la franci. Și asta tot foarte mult import, pentru că asta ce se întâmplă cu dolarul? Dacă nu mai ține banii să scadă, depreciază. Asta și era logica la dolar. Americanii au făcut un sistem în 44 și în 74, după Bretton Woods și după Jamaica. Dolarul era cel mai întrebat produs posibil. Nu știi ce să faci, cumperi dolar. Și asta este un lucru care nu pur și simplu toată lumea știe. Și în Republica Moldova sau în zona CSI nu este educație financiară și noi ce nu știm. Și noi știm să treaba asta. Dacă ai bani deoparte, nu îi ține valuta națională. Cum și aici este asta, cum și în Ucraina este asta, în Ucraina asta e și mai mult. Acolo toți țineau bani în dolari. Toți. Aici e mai guvernul lui care mai spune că țin bani și în lei și în euro și în dolari un pic și așa mai departe. Nu interesiv că acolo nu este așa de bani. Sau în Rusie. Toți în dolari. Absolut. La mine tata a lucrat peste 25 de ani. El din toți oamenii care acolo au avut momentul să cunoască, nimeni nu ținea bani în dolari. Nimeni nu ținea bani. Pentru că așa s-au pus bazele. Și dacă bazele se, cum spunem, se strică, atunci doar la dolar american să aibă suferit. Pentru noi este bine rău. Bine. Orice mișcare. E ca asta. Dacă asta e treaba bună, dacă asta e pace. Pentru că așa mă uit, mă eu doar am mulți clienți, am lucrat cu peste o plâne în Odessa. Și mulți clienți au început cu, eu credeam că, nu știu, nu întrebam ce fac, puteți să nu fie părere. Eu lăsam câteva cuvinte pentru că... Puteți să în regulă, da, dar nici nu mă gândeam că de tranzacționare și cineva spune tranzacționare. Pur și simplu am vrut să coordonez, puteți să normal. Și lumea început de-a în ultimele două săptămâni, cum se mai poate tranzacționa, cum se mai poate de făcut niște extrageri, cum se poate deschis un cont, cum așa, cum așa. Pentru foarte mulți clienți care de-acum au deschis conturi până acum, este combinabil. Banii sunt la securitate, într-un fel sau alt. Pentru că banii care se țin, de exemplu, la conturi de broker în Europa, se țin în Europa, în băncile europene, nu se țin undeva pe teritoriu. Și mai ales criptotransferurile lucrează, în Ucraina e și mai joc criptotransferul, vă spun eu dat, poți de cardul tău bancar, scumpe criptomonede. În mod de mult, cu vreo 3 săptămâni în urmă, legiferat criptomonedele în Ucraina la nivel de stat, că sunt legi. Acolo te duci și schimbi sau alimentezi contul de criptomonede afară, adică sunt ca mod de comand, nu cam mai terminale, cât este ghișe, nu ghișe, oficii ca Multicom Bank, nu știu acolo, ca Victoria Bank, nu sunt așa de mari, dar sunt frumoase. Poate ați fost în Odessa? De război, zilestic, se depreciază firma, de aia. O autorizat plățele în cripto, schimbă cu cripto pe aici. Deci așa și așa se devaloriza. Economia așa și așa se duce complicată. Adică asta este mai mult ca o modalitate de a avea niște investiții. Fie încă legalizat criptomonedele pentru că suntem eu că parlamentarii cam prea mult își au nasulat pe trafic. De unde ai 3 milioane de dolari în plus? Am cumpărat cu 5 ani numai Bitcoin. Și era cu 20 de dolari, dar mai 3 milioane. Nu, așa nu merge. Haideți voi test, trebuie să vă declarați criptomonedele ca le aveți. Dar fără ca să legiferez criptomonedele, nu poți să le declari. În momentul actual, toți parlamentarii sunt obligați să declareze toate trei criptomonedele. Și s-au găsit vreo câțiva milionari, niște seroși. Dar serios de tot. În orice caz, ne întoarcem la postulatul istoriei să repete.
Istoria se repetă referitor la lucruri care sunt de criză. Din păcate, este postulatul dat, stabilitate. Noi și la universitate, când discutam cu profesoara de macroeconomie, spuneam că e la fiecare 80 ani, fiecare 80 ani. Și nu-i posibil să nu există. Din păcate. Așa lucrează, am vrut să spun că lucrează așa capitalismul, dar tare așa lucrează în genere. Tot ce legat de om, pentru că dacă studiem chiar și eu ceea ce nu este capitalism, de exemplu, comunismul, totdeauna și acel are cicluri. Merge, bine, op, distrus. Bine, op, distrus. Deci aici trebuie să fie aceste cicluri și de dorit cât mai scurt să fie ciclurile, cât mai puțin impact și cât mai repede să fie creștere. Ce, de exemplu, americanii, dacă s-au învățat să facă americanii, asiatici, că acum ciclurile sunt mai des decât 80 ani, am observat, dar sunt puternice, dar din trânsul ies foarte repede. De exemplu, cel mai vechi, cel mai nou cicl care a fost, asta a fost 2020, s-așteptau criză din 2008, a trecut mai mult timp. Pur și simplu în 2014 au mai fost o mini-corecție, spunem așa, din cauza ceea ce s-a întâmplat politic. Și în 2020 a fost o criză care a devalorizat activele practic internaționale în jur de 20% până la 50%, cei mai mari activi internaționali. Și că noi, de ce l-am denumit pur și simplu, nu doar istoria se repetă, dar l-am mai denumit încă și la a doua parte, postulatul miliardar. De trei ori în ultimii 2 ani, s-a întâmplat un ceva lucru. Din 2020 mai până în septembrie, top 500 Forbes s-au mai făcut încă 4-5 trilioane de dolari. Până la asta, ca să fac 4-5 trilioane de dolari, încât după statistică lor trebuia mai aproximativ la 5 ani. Dar aici au făcut în 4 luni. De ce? Răspuns, dacă este. Era criză. Asta COVID-ul. Poftim? Pandemie, da. Și ce au făcut cu ajutor la pandemia asta? Din că am spus că ne-am solidarizat cu 50%, 20%. S-a cumpărat mai ieftin și s-a la preț mic și... Da. Și vă pot spune chiar de ce se cumpără foarte ușor, fără probleme. Banii se fac în criză, banii se fac. Cei mai mari bani se fac, da, fără bani se fac în criză. Nimeni nu se temea că de data se mai cadă. Nu contează cât a scadă piața, în principiu sunt anumite postulate, chiar și acădere economică. Orice corecție care nu s-a întâmplat, este răscumpărată. Orice corecție este răscumpărată. Îmi spunea cineva că Ucraina la următorii câțiva ani să fie foarte, foarte complicat pe economie și așa mai departe. Pentru că se duce o mare cantitate de oameni din Ucraina. Știți, în Odessa trăind, am observat că ucrainii se vezi așa, tot mai puțin și mai puțin. Acolo foarte mulți arari, foarte mulți sfintieri. Adică locurile bune nu rămân pustite mult timp. Ați găsat cine să iei și locurile bune și plus Ucraina, de exemplu, să văd că are toate șansele să fie, din punct de vedere economic, vă rog, să nu mă înțeles din punct de vedere politic, mi a fost dat așa o idee. În 1933, Germania a ratat așa numitul fenomen nu fenomen economic. Miracol economic. Ca așa se adice. Din 33 până în 41, au arătat așa o creștere economică care nu se putea de explicat nici de cum teoretic, practic, și nimeni nu înțelege ce se întâmplă și cum se întâmplă. Acolo au fost două momente. Primul moment a fost că era un lider tiernic. Și nu vreau să spun politic bun logic, era catastrofal liderul ăsta și nu discut că a făcut mult rău în lume. Era lider, la dânsul era și o statistică că după el făcea doar meeting-uri de milioane de ani. Și atunci vineau. Și nu vine, de exemplu, cum amuia să cumpără lumea să vină, dar vineau pentru că le era interesant și prezintă personalitatea. Și la dânsul a venit, erau două meeting-uri la care au venit odată 4 milioane de oameni și odată 5 milioane de oameni. Era loc special amenajat pentru că în 36 i-a făcut olimpiada de iarnă și de vară. Și a făcut cea mai pompoasă olimpiadă care până atunci s-a făcut. Cea mai puternică și tăți a fost așa de inspirați de germani ce au făcut în 36 cu olimpiadă, că au spus că mai bine pe capitalism. Toate, și New York Times-ul și toți spuneau că posibil regimul lor arată niște rezultate extraordinare. Pentru că era compost de tot. La momentul
dat lumea ieșa de la aceste lume care se uitau la Hitler cum el pronunța toate discuții de sale, nu discuții, dar speech-uri, și la ieșire stăteau psihologi care zideau anumite întrebări. Păi ce-o statistică? Din care statistica era următoarea, că din 220.000 de oameni care au fost întrebați, la 80% s-au depistat întâlneri de hipnoză. Da. Înclinări hipnotice, adică la momentul ăsta ei s-au hipnotizat în încredere în spre popor. Adică ce s-au unit într-o oarecare idee? Ceea ce a fost destul de straniu. Asta dă un exemplu că Hitler a fost cel mai mare orator din istoria umanității. Asta și mulți oameni de știință să spună că a fost rău, nici nu discută, dar cel mai mare orator a fost. Rău cu făcut, ce și nu trebuie. Dar el a unit poporul într-o idee. Ideea că ei sunt cei mai buni și trebuie să țină poporul lor. Poporul lor s-a unit și din punct de vedere economic a făcut niște miracole pentru că toată populația, unul ca unul, se ducea la lucru cu ideea nu pur și simplu de a lucra. Dar îi ducea la lucru pentru că lor le era rușine de 1918, cum au fost ei rușinați și dar acolo a fost foarte greu. Încă și americanii spuneau că hai poate dacă mai ieșit, asta e greu, francezii vreau bine și la maxim să se duc pe germani. Francezii aveau de mult gură pe germani. Populația s-a luat în mâini, au vrut să lucreze ca să ridice țara. Și țara s-a ridicat. Mereu, istoria se repetă și de ce noi putem să observăm asta și la momentul actual. Populația la diferite țări, de exemplu, Ucraina, poate să... Din loc, eu am observat foarte mult istorie sobre la diferite personalități, nu care le mai urmăresc din Ucraina, că lumea spunea că aștept cu nerăbdare să termine războiul ca să mă duc la lucru și mă gândesc că m-am culat din ochii mea să-mi vină ideea că mă duc prima să lucru. Nu ca să facă bani, ca să ridice țara. Ceea ce nu am așteptat niciodată, nici nu m-am gândit așa ceva, să citesc undeva sau să văd. Și nu la o persoană, două, dar la mai multe persoane am văzut asta, ceea ce m-a interesant. Așa că istoria se repetă și ea se va repeta nu doar în economie, ceea ce încerc eu să spun, dar se repetă peste tot. Vreau să vă dați seama că posibil cineva super. Eu n-am să dau o strategie cu de obicei, bine să primiți o strategie la sfârșit de masterclass. Vreau să vă dau o înțelegere pieță. Era ideea că nu povesteam spre 500, multe lume vinea la cursul intensiv pentru că să primească strategie și să duc mai departe să tranzacționez cu strategia ta. Scopul meu nu era să învăț strategie. Niște instrucțiuni se poate învăța pe oricine. Liber poți să înveți să dai instrucțiuni la Ikea, să încerci cumva să-l strângi. Dar dacă nu ai o leacă de idee de cum să înțelegi, ce să faci, cum să faci, mare șansă chiar și cu instrucțiunile să nu faci o treabă. Trebuie să ai înțelegeri ce se întâmplă. Așa și era și la diferite strategii. Dacă nu ai înțelegeri, poți să te uiți la strategii astea și poți să le înveți și să le cumperi și așa mai departe cu mine. Dar am avut o persoană care știe piață. Eu nu știu piață, că trebuie, simplu. Unul dintre primii la Double Case. El a trecut la noi toate cursurile care erau aici în Chișinău, asta era de 4 ani în urmă, nici el nu eram încă atunci, mi-a povestit mai cele mai mari. Și a spus că au trecut toate cursurile aici, intensive, individuale, sus la director, să treacă la dânsă. Persoana cu un colț studii mare, pe urmă s-a dus în Milano, la oficiul de la Double Case din Milano, tot a luat un curs intensiv, pe acolo tot era persoana care avea specializat curs. S-a dus în Londra, și la oficiul nostru, dar și la alte persoane, tot care s-o plăteau trei de studii meriți, a chitat studii bine pentru cursul meu, dar era important, el căuta, cum s-aș numi, Sfântul Graal al tranzacționării. A vrut să cunoască așa o strategie care dă tot. Știți asta în viață, cum vreau să mi se îndeplinească, să găsesc asta cu jâng, pânguța cu jâng și... De dorință o găsesc, cât mă repede și ca să am trei dorințe și prima dorință să fix mai încă, să mai am un milion dorință. Asta el încerca să caute. A fost și în America și din câte am înțeles, chiar a fost în America și a cumpărat o cină cu... În America se întâmplă asta, că se cumpără cină cu o personalitate mare. De exemplu, cină cu Warren Buffett costă la $200,000. Asta e o oră jumătate aproximativ, pe lângă $200,000 care tu achiți. El se duc în fondul de... Caritatea lui, da, nici nu spune, că el nu e bani niște, pentru că tu ai capacitatea să-i dai niște întrebări, să discutați, să vă schimbați cu ideile, că dar mult faci, că persoana are 92 de ani, dar cel mai mare viitor din toate timpului și moment. Și vreau să auziți un lucru, niciodată omul ăsta nu a fost în top 10 traderi anului. Niciodată. Warren Buffett nu a fost acolo. El era, dacă spunem așa între noi, el era pasestru, 50 de ani.
dacă spunem așa cum este, dar dacă ne uităm acum câți bani are Warren Buffett, este cel mai mare, să spunem, eu spun trader, nu mi-e spun investitor, pentru mine trader care deschide o tranzacție și o închide peste 20 de ani, tot e trader, cum sunt era bun de timp, tot el face, el deschide tranzacție și pentru diferență, cred, nu? Deci tu ai deschis tranzacție. Soții, coții, tot pentru diferență de preț, ca să fie și bani, adică pentru mine, nu știu, mulți îmi spun că tu ai trebuie făcut diferența între trader și investitor. Investitorul tot face bani și tot vrei să facă bani de creșterea prețului, așa că pentru mine tot e trader. În orice caz, Socrates cel mai mare trader din istoria umanității. El a dus așa în Socrates. Și logic, dar el, da, el a făcut în 50 de ani, a făcut cei mai mulți bani dintr-un capital care a început 100 de mii de dolari. O împrumutat de la tăi. Nu împrumutat, dar s-o împreunat cu prieteni, rudi, mama, tata, soție și un cumulat 100 de mii de dolari. La momentul actual, guvernează capital în jur de 700 de miliarde, 800 de miliarde, de fapt, așa. Și mereu era pe unei idei. Eu trebuie să fiu la profit anual, măcar cu 5% mai sus decât S&P 500 crescut anual. Și asta era, asta, ca să înțelegeți asta, cum e ca moia să spun, noi, cât trebuie să dai profit? Ca un trader simplu, ca un profit normal, cât e? 5%? Da. 5%. 5%, 50%. Cineva știe 5, cineva știe 50 și așa mai departe. Pentru toți, asta e logic, pentru toți ați văzut asta la carte. Pentru americani, dacă te duci în America, pentru toți e logic că ești trader cu adevărat bun numai în momentul și numai în momentul în care tu ai întrebat toți pe 500. Dacă tu n-ai întrebat toți pe 500, ar ți-ai cheltuit anul ăsta pe geam. Știi cum simt, timpul zbaiești banii de pe 500 și el aveți dăit tot atâta și... Dar atunci te-ai bătut la cap și acțiuni scumpe, cum să te schimbi, cum să ieși, plătești, nu știu, acolo taxe și mai departe. Scopul american nu se facă bani cât cu duium, 10% pe lună. Să văd și ăsta american să-i spun 10% pe lună, să-i spun, băi, că... Cum? Să ești geniu că 10% pe lună? Nu, 10% pe lună doar din cauza că ne-ai credit marge creditare. Dacă n-ai să ne marge creditare, tot aceleași ca și americanii. Pur și simplu, noi tranzacționăm cu niște active însutite. Deci ești profitabilitatea, poate să fie mai mare. Deci ori în Buffett a fost perioada de fiecare an, foarte și foarte mic. Deci eu de ce vă spun asta? Dar dânsul mereu se repeta una și aceeași istorie. El nu vrea să duc mai sus, el merge la nivelul lui mediu, ceea ce vedea de timp profit. Da, era lume care în perioada lui de timp erau și mai mulți trader, cel mai mari profituri, au făcut planul ăsta, peste 80% au ridicat contul la investor și așa și mai departe. Și peste 3 ani, falimentat. Pentru că dacă ai făcut odată 80%, ai mai vrei. Și mai vrei. Îmi spune ești etapa asta din emoții? Dar și erau ce ex-lei? Ideea nu este că este rău să vrei. Asta e azar. E azar. E azar. Este azar. Dacă cu la astăzi 50 de mii și tu vrei la să faci 55, e rău. Nu, este corect. Apoi dacă ai făcut asta, când îți referi asta, eu trebuie să spun asta. Pur și simplu, tu vrei să câștigi mai mult. De ce trebuie să câștigi 5% pe lună? Dacă eu vreau 50%. Uitați-vă. Poți să vrei să faci în fiecare lună 50%, asta e absolut normal. Asta e absolut normal, pentru că tu vrei, meriți. Nu mai eu, ai un cont normal care poate să permite să faci niște rezultate normale. Dar, știți? Asta, pentru mine asta e exemplu a conduce mașina. Nu poți mergi veșnic cu aceeași viteză stabil, chiar dacă mașina îți permite. Sunt cotitori, sunt locuri cu viteză redusă, când trebuie să, cu situația actuală să te conformezi. Nu poți la cotitură, chiar dacă mașina e bună, să intri cu 120, posibil să nu intri în trânsă. Trebuie să te oprești. Și nu spun că în tranzacționare mereu sunt momente când trebuie să te oprești pentru că piața e mai rău. Taman când piața e super volatilă, trebuie poți să-i dai. Eu o leagă din punct de vedere emoțional eu asta. Am avut așa de un trader care taman din cauza că... De ce spune 50%? Vă spun ușor, pentru 50% pe perioadă lungă de timp, lunar. Aduce așa niște rezultate care niște... Nu... Eu odată calculasem din 10.000 dolari în 3 ani cu 10% lunar. Acolo s-au adunat pe 500 de miliarde. Nu poți să faci bani toți din lume, asociului. Dar să stai tot timpul pe 50% lunar, asta e foarte complicat emoțional. Asta ce și vă spun eu și ce am văzut dintr-o parte. Poate sunt excepții, nu, 100% sunt excepții.
100% sunt trader care poate să fac 50% în fiecare lună, trimestru sau care este perioada lui de tranzacționare care el o analizează. Dar la stabil, noi nu putem spune că trader, fiecare trader face 50% și poate să fac ușor, simplu, să-și stampuiesc. Nu, eu n-am vorbit de simplu. Eu mă refer la ceea ce dacă îți pui scop. Da? Mă vorbim pur și simplu, că eu nu trebuie să scop. Adică dacă... Riscuri. Nu, riscurile îi cresc tot timpul. Trebuie să vezi cum de 1000 dolari și să-ți scazi mult mai mult decât celălalt care are 100 de mii. Nu e vorba asta. Eu mă refer că îți pui scop. Dacă tu n-ai să-ți pui scop să ai 50%, tu n-ai să-l faci, tu o să faci 10. Să știi cât, nu știu ce o să fie. Dacă ai un scop, ai un, nu știu, o regulă, adică te organizezi, tu știi că te-ai sculat, asta, faci asta, asta. Atunci, dacă tu respecti, atunci, de ce voi doar învățați? Trebuie să respecti. Trebuie să ai o educație, o chestie. Dacă o respecti, de ce să nu fac? Poate să primească un nas, nu știu, 50, mai întoare 45, mai întoare 55, este tot doar. Dar pe ce nu să-ți trimiți nada? Dacă eu să-mi pun bloc, eu vreau doar 5% pe lună, crezi că să fac 10, în viață mă le fac. Eu la asta mă refer. Adică asta e psihologie. Două luni când am tranzacționat, a trebuit să fac 10% și am făcut 100%. Pentru că asta e tranzacționare, adică mi-a permis piață. Eu așa, atunci așa am spus că mi-a permis piață. Sunt și excepții. Eu sunt cot, adică din punct de vedere psihologic, omul dacă nu are scop unde vrea să ajungă, el ajunge nicuda. Așa se spune. Dacă nu știi că ai duci, tu duci nicuda. Da, poți să-ți faci asta, că la cazinul ai aruncat pe roșu, poți să-mi duci roșu. Dar dacă iar arunci, poți să fii roșu pe sine. În momentul mișoară, principiile mele trader, educați, foarte extraordinar s-o primit cu tânsa, am început să tranzacționez și într-o lună am făcut 2000% profit. Posibil. Asta a fost anul, asta vă pot spune și august, era august 2020, vă pot spune chiar și tranzacții, pentru că mă uitam asta și nu înțelegeam ce se întâmplă. Era un cont de, de 1000 dolari care dori ca la 20 de mii. 19 ani, ușoară, nici nu înțelegea ce faci la sfârșit. Era un moment când noi discutasem, ce trebuie să, care sunt pași următori? 20 de mii s-au făcut? E exemplu pe vieți. N-ați mai mășat, trebuie să zic. Și eu spun, corecție, dragă, corecție, 100% a sfid, nu e posibil să nu meargă. Eu știu, mai bine, mușa să mai fac. Eu știu, eu știu, eu știu, eu știu, eu pur și simplu, sunt de acord cu euforie. Eu în prima lună de lucru, de la cont de 10.000 de dolari, am ajuns la 225. Și piste, fix o lună de zile, eu am dat o euforie și eu ne-am pierdut în aceeași de la lume, tot așa. Deci de acord. Dar asta m-a dat mie o lecție. Eu asta mă refer. E posibil să te pui. Dacă, iarăși, în cei cu zbori capul în aer, tu poți pierzi 10, 20, la 1 la 20. Asta e procentaj. Dacă îmi faci asta e procentaj bun. Dar eu așa merg cu firele, cu 20 de minute. Hai să dau un exemplu și asta trecem mai departe. Vreau să spun. Nu, mie îmi place. Eu sunt mai, eu răspund absolut la toate și ești probleme. Îmi place să răspund la întrebări care ar fi. Dacă este scop de faci 50% și persoana știe, sau nu contează procent, dacă este scop să faci bani și tu știi că poți să controlezi emoțiile, pocălind. Eu n-am răspund că poți să controlezi emoțiile. Eu nu pot să controlez emoțiile mele singur. Eu, ca să înțelegeți, am avut o mare problemă. Eu, dacă mai aveți, pot să controlez emoțiile, eu fie, că am trebuit să întrebi să depășesc pe ori după ce și-am calculat eu. Eu am pierdut, am 4 conturi, nu are ca să împărțite. Era unul, dar eu trebuie 4, pentru că era piața valutară, piața de mercur, piața de capital și piața cripto. Nu mă singur caut, acolo era nebunie, foarte multe tranzacții active. Dar unul l-am pierdut. Unul l-am pierdut și cel mai straniu l-am pierdut tot acești strategii pe care mă iubim face bani. Tot de mine făcut. De ce l-am pierdut? Pentru că am văzut cum în primele câteva zile s-au făcut 40% profitabilitate și am zis că trebuie de ridicat alea. Eu n-am putut singur cu mine să mă controlez. Eu atunci eram manager de mai mult de un an și trader de 3 ani. Și eu totdeauna n-am putut să mă controlez emoțiile. Iar că dacă se poate controla emoțiile sau, caz contrar, ai manager care poate să te ajute dintr-o parte să-ți controleze euforie, da, se poate făcut cu orice să ai pus în scop. Dacă nu, mai bine să mergi liniștit, stabil și sigur. Eu s-o pot că ti și iedești, dar și budești. Scopul nu este la tine. Și iedești și adăiești. Ești așa, e. Eu s-o acas că ai poplare și că ești bine și dați să buni și americanii de demonstrat. 90% de oameni de planet așa. E ca
Așa exemplu. Dar alții care erau de timp înaintea lui în fiecare an, eu nu știu nimic nici unul. Nu mai putem să știu, pentru că el niciodată nu a fost ocrutit. Stai, cum omul care niciodată nu a fost ocrutit, nu tot lumea știe și o să faci el ocrutit, o să faci ca bun economist. Pe dânsul lumea o decernată, oracol, filomană, știți sau încredere în ce îi spun eu, dar nu știu ce îi spun ministrul finanțelor, stai pe mici amici. Dar el e tișit, nu că el e tișit, și el în genere are ultima vei, în ultimii 20 de ani, cred că după ce au venit 70, are așa o idee, care el, eu pur și simplu am făcut niște trei totele asupra lui, niște lucruri câteva. El n-are cărți, dar are alți scriitori, să nu scriu. Și el mai spune că am poziția de tranzacționare, cumpăr pe tot viața. Cumpăr și nu vând. Dar pe să mă arată. Înainte, el făcea urmă un lucru foarte urât din punct de vedere, dacă să nu luăm de punct de vedere a moralității, făcea un lucru extraordinar de urât. El cumpăra companiile care costau mai mult în utilaje și în oameni și în... Înșe aici se valorifică companie și se uita că ei scoși mai mult înșe aici se valorifică, dar acțiunile lui a scos mai puțin. Cumpăra mai puțin, stoșie ultimii puteri din companie, o vindir în apreci și el spunea asta, este sigaret mea curte. Unde a mai rămas un punct două, l-ai luat, l-ai luat. Nu trecem mai departe. Eu cred că totuși m-am răspuns în mare parte. Ideea a fost, dacă ceva, după practic, după masterclass, cine asta mai întrebări, m-am eu adresat și mai stau și am vreo două ori, că vă răspund. Deci, trecem cu ceea ce se întâmplă la actualmente și... Ceea ce se întâmplă la actualmente, și cum să lucrăm cu acest postulat în cazul dat. Discutam despre miliardar, top 500 Forbes. A făcut în 2020 bani, din ianuarie până martie 2021, încă 4-5 trilioane de dolari. Deci e extraordinar de strani. A fost o corecție pe piața de capital, eu a cumpărat, ori s-a cumpărat și a dus mai departe. Și acum, nu de mult, până la corecție dată, a fost o corecție în octombrie-noiembrie, dacă cineva tranzacționează pe americani, tot care a fost răscumpărat, a fost corecție destul de mare, complicată, lungă durată. În momentul actual avem o corecție care este mare din punct de vedere a punctelor, 60.000 de puncte. Este mare din punct de vedere a procentului, nu este mic din punct de vedere a procentului, nu a căzut nici măcar 20%. În 2020 a căzut 35%. Dar este dureroasă din punct de vedere a timpului. Americanii nu iubesc mult timp să în criză. În carantină, șase în criză, 6 săptămâni. Acum suntem de-a 9 săptămâni în criză. De ce americanii tot în șase, tot o mai ia? Sistemul de istorie se repete cu oameni bogați, se numește încă pumping dumping, dacă ați văzut așa o categorie. Pumping în special se înfli piața, dumping în special se dezînfli piața. Și este două categorii de traderi. Trei. A trei așa, slăbuțe și foarte puțin populare. Prima categorie, asta sunt persoanele traderi mici și medii, dar super mici, care nu măcar le-a cu piața, punctul. Vând. Nu contează în plus, în minus, vând, mai de capitel. Asta e prima, prima populație, se poate spune așa, trader, când se vede vreo oarecare cădere. Dacă pe piața de capital, asta este de acum de câte un secol, de-am să întâmplă treaba asta. Piața cripto asta s-a observat mai mult, pentru că piața cripto mai populară, ultima vreme, toți cripto, cripto, este cea mai modernă și toate. Mi-a venit mult de mult un trader în tânăr, în Odessa, 16 ani, și îmi spune că, dar știți că piața cripto de-a mai secol trecut, așa e. Eu mă uit la dânsul și mă întreb, ce că e secol trecut, eu până amui adus în secol ăsta. El a spus că amui NFT, amui desenez, poți să-și nu desenez. Da, acolo un prieten spune că vindeau în Meta Univers Moldova, cu cred și fiecare metru, nu știu acolo, cu staj. Sunt diferite lucruri care se poate făcut bani. Iar așa, asta istoria se repetă. Dacă este undeva unde se poate făcut bani, acolo se inventează sau ați găsați un loc în care se poate făcut bani.
piața, piața de capital, piața mărfilor și piața valutare erau trei cele mai importante, undeva până în 2008-2010. Când Wall of Hope și-a mai apărut încă o piață, piața cripto. Ca să înțelegi, piața cripto a fost făcut ca analog la ceilalți piață. Și analog în la bănci. Dar s-a vândut. Și tot de una până la sfârșit, noi cumpărăm Bitcoin și Ethereum și așa mai departe, în ce? În dolari. Așa că eu pot spun, bine, mersi și mulțumesc că s-au mai făcut în piață, peste 6.000 de instrumente care poate fi cumpărate de tot, și au fost bani, care nici nu este regulată. Deci ești piața cripto este mai strană, eu de-a. Același hashtag Bitcoin sau că Bitcoin este prea inocent, nu? Nocif pentru ecologie, când hashtag Bitcoin și s-a ridicat de la 20 la 60 mii și când Musk scrie în Twitter că este prea nocif și de la 60 mii la 35 mii. Și când după asta Tesla iar mai cumpără niște Bitcoin. După asta iar după asta. Așa că așa. Și pentru asta, pe piața de capital, Musk a primit, Musk a mai scris așa despre acțiunile sale, despre compania Tesla. Eu s-o pot, compania Tesla costă prea mult. Imaginați-vă un director de companie care se spune așa. Nu cum. Nu, asta e America. Dar el și-a permis. Și din cauza asta el a fost impus de comisia pe sex, nu știu, comisia pe cărtii de valoare a Statelor Unite ale Americii și el a fost impus. Ori îți vinzi compania, ori te duci din postul de director executiv. Deci ce-i face amoia Tesla să nu s-a întâmplat Musk așa. Gata, drumul de somn părțit. Musk a spus că hai, bine, dau director executiv, o să fii frate. Și el nu e director executiv, frate. Dar tot ce a fost pus la punct de comisie. Și nu când nu am fost pus la punct, fiecare tweet care el îl postează, trebuie să fie verificat înainte de asta de o comisie de juriști. Fiecare tweet este verificat. Și am mâine el iarăși s-a dus la instanță, pentru că mie se închide capacitatea de a discuta liber și așa mai departe. Tot eu n-am mai scris, pentru că eu, cu ajutorul la tweet-ul și aia, s-a depistat tot și pășea niște miliarde de grile. Dar grele de tăi, nu pe ceva poți să ajungi 300 de miliarde să le faci. Cum spune că nici un miliard dat, am făcut banii noi. Fiind cu sufletul curat. Eu nu știu, asta era o vorbă rusească. Miliarde ne делаются чистыми. Ceva de gen. Am auzit eu. Și tot 300 de miliarde, mai ales 300 de miliarde, eu cred că curate nu le poți face chiar așa de ușor. Ce mai? Da. Ce mai interesant, el nu a avut niciodată un scop să facă bani. Dacă în ultimul timp, cu scop faci tot. Și toate te invita și când îți vedeam și când îți vedeam și scrie tot cu scop. Și mă spune și a doua zi zboară. Da, da, desigur. El s-o face, este statistica în Statele Unite ale Americii, 35% de respondenți de maturi fix, 35 de ani, s-o scot a doua emisie. La nivel, nu că pur și simplu stimează pe omul, da? Dar s-o pot religios. Asta... Nu puteam să ceva spune. Să vă pun? Să fie problema? Eu mă... Ce vinde omul dat? Și nu mă așa oameni, nu numai om, sunt mai mult de ăștia. Și în principiu, în istorie, noi mai mult. Până la Musk, asta mai era cu Trump. Trump nu mă scrie ceva pe Twitter. Asta era că eu tot timpul dădeam exemplu ca Zeus, undeva de sus cu este fulger lui. Numai Trump a scris, na, China, pe 20% la TVA. Sau trebuie de mai construit un zid. Toți și construim zidul ăsta până să și faci. El vrea să construiască un zid chinezesc mai numai că american în Mexica. Nu l-a construit, pentru că de ce? Nu i-a dat bani. În Statele Unite ale Americii, una din cele mai puternice state, încă din cauza că Banca Națională nu este națională. Banca Națională e privată, adică 51% este guvernată de oameni de afaceri, da, cei mai mari familii de afaceri. Și dacă banca, Fed-ul, Socotic, măi, nu, asta n-a să aducă pozitivitate la economia noastră, pentru că nu ne trebuie să imigranți, mișcova roboce silă, sperați să prepune când încă și rusă, să vină mai rapid. Dacă nu ne trebuie să aduc la economie mai multe bunuri decât minus, hai să spunem. Dacă noi spusem și eu, spus că nu, nu îți dăm bani. Și cel mai puternic om din lume, politic, a spus că nu poți să fac nimic. Pentru că Fed-ul nu poate fi guvernat nimic. Dacă, de exemplu, Parlamentul European a spune la ECB să mai dă încă 30 miliarde pentru un oarecare proiect de infrastructură. Proiect de infrastructură, stai vorba, găsești bani. Pe unii vrei, dar găsești 30 miliarde, că nu îmi trebuie.
Dar fiindu te timpul din tăi, el s-o face și trebuie să o pute și nu trebuie făcut. De ce ești statul de diabetici, ești așa de ușor din criză în 2020? Asta nu Senatul a dat 11 miliarde la populație, 3 milioane. Senatul nici nu încerca măcar să gândească treaba asta. Specialiști din FED, economiști, analiști, analitici, oamenii de finanță s-au putut că trebuie de dat bani, pentru că dacă nu avem bani la populație, poate să fie rău de noi, rău de economie. Și Banca Națională a Statelor Unite Americii a dat bani niște pentru populație, 11 milioane de dolari. Iar al lumilor care primea mai mult indemnizații decât salarii. Erau niște, un tenor din New York spunea că el primea 3600 din indemnizații, erau 5 indemnizații. Indemnizația de la stat, indemnizația de la stat mare, de la stat mic, indemnizația de la oraș, de la stat, de la stat mic, de la companie și de la organizația de apărare a fieturilor în istorie. Și s-au primit undeva cu 100 dolari mai mult decât salariul lui Emilie. Dar el se stea acasă de pe carantina asta. Institutul de mulți spune despre economia americană. Ceea ce e cel mai interesant, că istoria s-a repetat ca de obicei. De timp, americanii cumva ajutau o economie americană. Se dă întrebarea de ce americanii sunt așa de bogați, dar din cauza că ei singuri investesc între ei. Dacă ai bani pe parte, ce faci cu dânsul? Nu îi pui la bancă și nu îi pui sub pierdă. Te duci și îi să faci așa. Ce trebuie să faci ca să fii bogat? Nu să înviezi bine, dar să investești în acțiuni. Când părinții îți dau o casă în moștenire, acolo nu se uită așa cum se uită aici. Aici, dacă ți-o dat o casă în moștenire, stai casă, stai mândrie, stai bucurie mare. Dar acolo îi trebuie să întrețin, trebuie să mai plătești și impozite, până să întrebi asta. Cu niște acțiuni puteai să-mi dai. Asta e realitatea, ceea ce este acolo. Acolo copilași mici la 7-8 ani, nu știu cum sunt pe acțiuni. Rog, părinții să deschide pe numele lor. Niște conturi și banii de cheltuială îi dau să cumpere acțiune. Pentru că știu că la 18 ani, dar poate să trebuie asta. Te-ți fac asta. Și ce nu faci? Aici lumea e credit, adică nu primește 18 ani, pentru că te-ți fac eu credit. Acolo te-ți investesc în viața de acțiune, pentru că te-ți investesc în viața de acțiune. Nici nu-ți dai seama că ce faci asta, dar te-ți fac, nu dacă te-ți fac, înseamnă că asta e bun. Istoria se repetă și în America în 2020, acum oamenii fie au dat bani la lume ca să aibă de mâncare, să-și cumpere și de prima necesitate, dar ei s-au dus pentru că și așa de aveau bani pur de o parte pentru țării negri și cu banii noi dați, atunci eu și cumpărau țării. Și Pedro a rămas șocat pentru că nu poți să prognozezi așa o acțiune din partea oamenilor. Pedro a rămas șocat și asta a ținut economia americană la maxime. Ceea ce noi am văzut că după corecția din 2020, aceleași indexuri americane au crescut cu peste 200%. De la minim. Rapid, brusc. 3-4 luni. În 3-4 luni, nu numai că au ajuns la maxim, dar și au străbătut maxim și sub mai departe în sus. Și acum mai mult lume îmi dă întrebarea, care în principiu eu primesc de acum de ultimii 14 luni, ce spus și noi, încă n-am un an jumătate, că primesc întrebarea, ce s-o pătiți pe piața din care? Perioada lungă de timp, răspunsul îmi rămâne inevitabil unul și același. Sus. Și vă spun încă de ce mai socoteam în sus, până încă pe faptul că istoria se repetă. Mai este încă lucru, istoria se repetă din punct de vedere emoțional. Eu socot și foarte mult vreau să cred în bunătatea umană, dar din păcate eu cred mai mult în abstinitate. Asta este o emoție cu mult mai, care se arată mai puternică totuși, mai ales în americani. Și nu uităm că top 500, de exemplu, companie sunt pe 500. Asta înseamnă că fiecare companie are minim un director. Și mulți vice-director. Și manager de top. Oameni care fac sute de milioane de dolari pe an, 10 milioane de dolari pe an. Și atunci și procentul de salariu nu numai fix, dar și procentul care îl primesc în acțiuni sau care îl primesc ca bonusuri, depinde de cât crește prețul la acțiuni. Eu citim cărți americane, romane, americane din anii 70-80, dar acolo nu se discută cum să creștem veniturile sau vânzările la companii, dar cum să creștem prețul la acțiunile noastre. Pentru că la acționari să fie bine. Dacă la acționari e bine, înseamnă și noi n-ați ne pierdem locuri de muncă și încea să primim bonusuri. Acționarii spune că desigur din bonus la manageri, dacă el a făcut că banii noștri sunt ca 15% am este. Și asta e ultimii 50 de ani. Deci, în față la aceste 505, nu sunt 500, dar 505 companii din America, și de acum Nasdaq sunt 100 de companii și 30 în Dow Jones, dar e una peste alta, spun așa, fie 500, plus minus, stau 500 de business acum, acolo business, le spun. Rechine. Rechine, da, niște oameni care a să meargă peste
ați fac orice posibil ca acțiunile companiei doar să crească. Orice posibil. Și dacă vreunul măcar ați dă slăbiciune, avem să fie dat afară, mi-ați spus 500 ca acțiune și companie dată, și ați vină o companie și mai puternică, adică ea moie pe val. Asta Tesla, de exemplu, era pe val. Tesla nu era născut 500 și nu m-au început, a început. Tesla de acum era undeva pe locul 200-150, după capitalizare, dar încă nu era născut 500. Nu m-au pus-o născut 500, SP-ul s-a ridicat încă un procent. Pentru că a venit Tesla, care la momentul actual, de exemplu, costă 800 de miliarde de dolari, dar atunci a costat la 300 miliarde de dolari. Ca să înțelegeți, Toyota, care vinde și mai multe mașini pe an, costă 120. Dar Tesla, care costă 800 miliarde, vinde dacă vinde 300 de mii de mașini. Toyota vinde aproximativ la 520 milioane de mașini anual. Iar că cum lucrează încă piața americană, iar că cum lucrează... Și așa este istoria, se repetă de timp americani cu investițiile lor, între ce unul și alții companii. Mereu se întâmplă treaba. La momentul actual, discutând despre pumping și dumping ca idee, spuneam că despre prima capacitate de oameni care se tem și deodată le vând, chiar să fac un grafic, sper că să vadă toți, dacă nu văd, nu spuneți, mai explic. Deci este o creștere continuă, o creștere și așa mai departe. Ca să înțelegeți, persoanele astea care vând numai când se vede o mică corecție, cumpără nici aici, ea că aici cumpără și. Era o imagine care foarte tare mi-a plăcut. Două ghișeuri, unul scrie, la ambii scrie Bitcoin, unul scrie 60.000 dolari, altul scrie 30.000 dolari. Ăsta 30.000 dolari erau vreo 2-3 persoane, bine îmbrăcate, a fost un secund. Și aici era o rând care nici nu se vedea cât de mulți oameni, acolo era la 60.000. Ce e strane, ce se cumpere activul ăsta dacă el e scump? Și nu cumpere la 30.000 când el e ieftin? De exemplu, acum. Aici toți sunt euforie și îți pare că el așa de rând, eu crescut la 60.000, înseamnă că am și peste 2 luni, el a spus generos de 20.000. Eu am un canal pe YouTube care urmăresc, dar cu cât mai repede crește Bitcoin, cu atât mai multe video scoate în băiatul ăsta și tot spune că el crească mai mult, și aia că nu e cu totul de puțin. Vreo două luni nu mai văd niciun videoclip, dar ieri am văzut cu un videoclip, că Bitcoin sunt ca și se poate și de mine. Eu nici nu trebuie să văd la grafică, mă uit la dânsul când scoate videoclip, că așa era. Cred că toate ideile astea care pun. Și înseamnă că toți cumpere de aici. Cel mai bun timp este să cumpere taman când este ieftin. Când este o reducere de 20%, 30%, 50% și așa mai departe. Deci venim la a doua capacitate, a doua parte de oameni. În piața asta le spune balenii albastre. Nu, da, balenii. În piața cripto. Chitim. În piața de capital le spune pur și simplu mari jucători. Jucătorii care știu ce înseamnă joacă. În America nu mai este la mult. Foarte des ori am întâlnit că nu mai este că facem business, ne ocupăm cu business, cu diferite vânzări, cumpără, ne jucăm. Mă joc. Cine știe regulile jocului, mergi mai departe în sus, tare. Bani. Cine nu vrea să intre în regulile jocului, rămâne pe dreapta parte. Deci, balenile, mari jucători, încep oarecare mișcare de corecție. Îi spune de acum dumping. Adică el nu este ca aici încă dumping-ul, este dumping ca cădere, dar încet. Lumea crede că este o corecție scurt de micuță, nu nimic strașnic și așa mai departe și de obicei cumpără. Prima. Aceia care se tem de timp, ei că aici cumpără pentru că s-o văd că aici a fost o mică corecție și nu duce mai departe în sus. Și tamana că este 5% de cădere, e super crescut asta. O leacă se mai ridică și când bolă, o încet să duce. De ce se duce? Logic, ceva trebuie să întâmple ca piața scadă. Vă spun, cu încetul, oamenii bogați, oamenii care au capacități mari de cumpărare și vânzare acestor active, aici încep să vând. Vând, nu mult, în nici într-un caz nu. Câte o leagă, încă un pic, încă 5% din capacitate, încă, dar nu mai mult de 50% aici. Și așa că undeva pe aici, pe jos, ajung undeva la 50% posibil. Din momentul ăsta, și mai ales din momentul ăsta, de a nici nu mai trebuie de vânzuri pentru oameni bogați, pentru că se începe panică la oamenii din prima, care am spus. Se începe panică care nu se mai gândește nimeni logic. Măi, dar este peste de la un dolar a ajuns la 10.000, de la 10.000 a ajuns la 20.000. Vrem iar la 3.000, vrem să la 20.000, mă la 60 și iar în jos.
ciumă timp că el doar firește să duc și scam. Asta eu spun persoane care cumpără fără marșă creditare. Să cumpere marșă creditare pe Bitcoin, de exemplu, să schizi un lot, cum crezi, ce cont adecvat ar trebui ca să transacționezi pe Bitcoin cu un lot? 200 Da, adecvat? Adecvat, da. Pentru că și la face repede. Și asta nu nimic stare. Da, 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 da. Asta e foarte important. Deci ești cu marșă creditare, asta trebuie să fiți atenți. Deodată îmi schizi cu 0-1 și am zis că dacă mă lăs pe dânsul mult timp, apas mai euforie. De obicei, mai avem o regulă că peste 500 nu transacționez și toată în sell. De câte ori mi-aș transacționa în sell, de timpul după ce îmi profit vreo 2, 3, 4, 5 tranzacții și când coloc o tranzacție, ce îmi dă? Tot profitul meu, nu tot cont, măcar. Merge cu încetul, merge, merge, merge. Se mai stabilizează, dar iar mai duce. Aproximativ în regiunea dată, au ieșit cam toți ăștia care sunt așa nestabili. Ăștia care sunt mai stabili, traderii mei despre mari, totdeauna cu încetul ies. Suntem. Tăi suntem. Și numai traderii super mari, încep o mică cumpărare, dar niciodată n-a să ies deodată de jos în sus. Pentru că trebuie o leacă să mărești piața. Pentru că dacă n-a să mărești, apoi tăi să vadă că se poate cumpăra și a să începi să cumpere cu tine. Ceea ce înseamnă că tu dacă ai, de exemplu, un miliard, apoi tu nu îi investești deodată. Tu investești maxim 50 milioane prima zi, în următoarea încă 50, în a treia poate vreo 100, și așa cu încet, cu încet, cu încet. Toți americanii fac asta, mai ales toate companiile mari investiționare, niciodată dacă au bani liberi, nu cumpără cu toți banii liberi. Nici într-un caz, pentru că dacă îți cumpere cu toți banii liberi, a să vadă alți jucători pe piață, alți trader, și ați înceapă cu dânsul să cumpere. Ei n-a să reușească să cumpere acțiuni, de acum sau ce ce cumpără, la prețul cel care era bun. Warren Buffett odată cumpărat 2 ani la rând cumpăra acțiuni. 2 ani la rând, cu încet, câteodată pe săptămână. Și așa, foarte puțin. Argumentând că astea companii în care eu am încredere, erau companii ca un fel de McDonald's, tot ceva legat de mâncare fast food. Erau companii care mie îmi place, eu cumpăr, pentru că așa, de vreo 2-3 ori, asta sunt personal americ. Și peste 2 ani se adverește chelare peste 50%. Și-au luat, au luat puterea companiei și din companie ce au vândut-o, tot și-au distrus. Și-a făcut bani destul de bune, a făcut peste 120% la investițiile inițiale. În 2 ani, la americani s-au scăpat destul de bine. Prima dată nu cumpere tot și de obicei trebuie să mai rețin cu leac de jos. Și că din a doua oară, cu încetul, să începe. Și iarăși, nu rapid. Nu uităm, nici un impus nu are, nu are parte să nu fie corecție. Tot impusul trebuie să fie corecție. Deci, tot să fie așa mici corecție. Și mai care este lucrul, nu, e sigur că noi îți vedem așa dublu, ca dublu vârful inversat, ca vârful dublu la maxim. Vreau să înțelegeți că asta nu este din cauza că cineva special face acest dublu vârf. Dublu vârf inversat și în genere orice figură care o să vedeți este reprezentarea grafică a emoțiilor umane. Dacă treaba asta. Pentru că din tăi omul se teme, după asta nu vede cu leacă și aici o leacă mai mult încredere, încredere și îți duci cu ce. Din prima dată te timp este. Așa, asta cum se încerce apa în bazin. Mă întrebeam cum ești tu, păi, normal, super. E luat în mâini, ești de-am din a doua oară zi. Și nu toți s-a din a doua oară, mai trebuie încă o dată o leacă mai jos, și eu, o leacă cu mâna, și numai din a treia oară s-a. Apoi că asta este și reprezentarea emoțională. Mereu o să fie treburi de aici. Așa, la momentul actual o fost, de exemplu, cine a văzut pe piață, pe viteare? Ați văzut dublu vârf inversat? Săptămâna trecută. Da. În H4, frumos, îi spun că e clasic. 1, 2, pășești înălțime. Confirmare, vreo 250 de puncte, figură de continuitate și încă 250 de puncte. Cineva a participat vinerea la Zoom? Este persoane care au participat la Zoom vinerea? Nu, nu, cei care au organizat. Da? Am mai discutat despre asta. Da. Ok. Bine că n-ați participat, pentru că acolo multă informație o spun în aceea și nu să vă fie tot interesant sau nu că bine că ați participat. Domnul Eugen, când îmi dă niște analize, eu pe timpul că care mă uitam, dacă sunteți în trader începători, pe acolo ați observat 60-70% din analiză merg. Eu niciodată nu puteam să fac asta. La mine niciodată nu poate să merg 60-70% din analiză. Dacă și ei spun că trader începător merge. Am avut o perioadă, două luni de zile, care când eram trader începător, asta era prima de tranzacționare, când tranzacționam numai după dânsul. Și s-a primit aproximativ cam același profil.
Pentru că iarăși eu când tranzacționez personal, apoi unde am pune emoțiile mele personale și gândirea fundamentală de cum acum știe și așa mai departe. Dar uitați-vă așa colegii, managerii ce mai ne ajutau. Eu am acum un trader care foarte bine știe să tranzacționez, dar din cauza că s-a terminat marketingul în Ucraina, nu s-a terminat, dar e complicat să faci și cam nu arată cum normal. Undeva în Ucraina bombardament, dar în altă parte și mă face marketingul și cam așa e. Nu e normal. Dar din cauza că s-a terminat marketingul și apoi s-a dus într-o pană de LinkedIn. Știi să tranzacționezi individual foarte bine, analiza o faci mai bine. El mi-a demonstrat că faci mai bine decât mulți manageri de mine din Ucraina. Dar e că din cauza că el nu mai vede alte idei ca alții, nu se poate așa. Faci o experiență, apoi el pe dânsul n-are credere. Chiar când vede că la dânsul ideea lui de bază coincide ca unui manager, apoi el, uite, pe tot îți bun. Uite, și părere am și eu tot are așa părere și nu-i fac. Sau dacă nu coincide, trebuie verificat. Și analiză verificatul domnului mult mai bun. Da? Deci, mergem mai departe pe piață. Este sigur că piața concesul duce în sus. Aici am început să vă spun de deși. Da. De aici, din prima categorie de oameni, totdeauna nimeni din ăștia nu încep să deschidă tranzacții. Am trecut de aici dintre ei mici care panichează. De ce e că de aici, când este acum confirmare, nimeni nu deschidă? Frică. Poftim? Frică. Frică. Dă să aștept triplu vârf. Sau dă să aștept dublu vârf, dar să mai fie încă o figură ca și unul sau în 30. Dar să mai aștept încă și Stohastic să fie așa. Nu, vreau să aștept încă 233 s-au trebat în unii în reuși. Și nu vreau să fie mai tu. Îți uite la de ce care a spus și panică, că el a scat iar acolo la undeva. Eu cred că pentru că aici nu e pădrat de portal, și ar fi posibil să se facă. Adică dacă ești trecut cu account mic, Care n-am ținut vreo 3 luni. Din lac 3 s-am ieșit în profit în punct cu 800 de puncte. Dar din păcate am închis ambele tranzacții și inițial în sus și prima în jos, am închis ambele în minus. Deci că așa s-au primit. Eu am văzut 800 de puncte profit, am calculat ceea ce am făcut cu câte valori, am văzut 800 de puncte și am zis că vedeți că pot să mă văd timp. Să mă uit la minusul ăsta. Pentru că tare dacă tu ești mult timp la minus, tot așa. Așa, o atmosferă de negativism. Deci ești când am făcut strategie pe speech insulte, avea ideea că strategie ce trebuie emoțional să afecteze un pozitiv. Vă spun că, pur și simplu, strategie ce îți arată atât timpul la pozitivitate la actual și pozitivitate la istorie, și tu cam nu vedeai așa mari emoții. Deci merge. Da, erau corecții. Dar dacă volumul era adecvat, atât normal. Dar iarăși, că cam lumea nu vrea să înțeleagă volumul adecvat și înseamnă. Asta era o problemă de asta. Nimeni nu cumpără, pentru că stere, frică de emoții. Știi, pur și simplu, de postulatul, istoria se repetă, avem mulți oameni bogați, nu vorbesc că există postulate. Pur și simplu, sunt de acord cu una și aceeași idee că trebuie de cumpărat și de răscumpărat ceea ce este ieftin. Mai dacă s-au ieftinit pe apartamentele cu 30%, ia ca mâine s-au ieftinit pe apartamentele cu 30%. Nu și asta. În momentul de unde undeva îți găsați bani și ați cumpli, că s-o ieftin cu 30%. Sau nu? Sau că, de exemplu, toate mașinile mâini se ieftinesc cu 50%. Nu mă închip ce sunt la piața aia. A sunt între că a zbat cum nu și zbat într-un zac. Tot cu mâna ta spajează. Când am văzut bărbați care mergeau la farmacii și își împleau nu torbile, dar scărăcioarele se cumpărături cu tot felul de lucruri care nici nu le trebuiesc. Am văzut că menini și pe urmă le vindeau pe Avito cu două, cu trei ori mai scurt. Și aici tot în principiu care avem cu ăștia, cu sare, cu critic, cu câți vrei. Pumping și dumping, dacă serios. Pumping și da. Totdeauna cineva face vânzări, cumpără profitul foarte mare, de exemplu, aceeași că Crișcă a fost mai scump cu 50%. 100% cineva face bani la greu. Sau cam mai sare mai scump.
vedem să are hrâncești cu 20 de euro pe kilogram. Și sunteți, mă gândesc, ca să trebuie să dai un checat, este cu așa idei. Nu, totuși nu este piață închis, poate așa. E aici încep să duc, cumpere. Mereu. Și logica să mai fie iar corecție. Și iar asta vă rog. Aveam pe petrol, pe petrol am deschis, am făcut cel mai mult profit, ca până acum 4 ani când transacționez pe petrol, ultimii 2 ani transacționez destul de eficient și simplu. O căzut, de jos, tactica de alugări, până la maxim. Nici mai mult, nici mai puțin. Primele două ori, foarte în stătea rău pe suflet, când am mai făcut încă vreo 1000 de puncte, că după ce o străbătut maxim, apoi îl duci până următoarea maxim. În stătea foarte rău. Dar după asta, el iar mai face pe o corecție de mii, eu iar de jos cu mușelul de demn. Tactica două gări, și că așa de vreo 4 sau 5 ori. Am putut să fac și vreo 5000 de puncte mai mult. Dar e că și până mai mult, îmi pare rău cum mi-am făcut. Mai bine așa cum este. Acum mi-a părut bine tot, din cauza că așteptam o corecție și n-am avut nici o tranzacție, pur și simplu nu tranzacționez în sel pe petrol. Asta sunt niște lucruri așa, personal, asta nu înseamnă că vă recomand să nu tranzacționați pe petrol în sel. Eu n-am timp să tranzacționez pe petrol cu trenii. Dar că trebuie să tranzacționare pe selul e bun. Și din cauza că când am așteptam corecție, și cea mai obișnuitor că știam că prețul la petrol a să fie 125, nu pot ști, dar era logică să fie 125. Prețul la petrol din punct de vedere fundamental. Dar n-am avut niciun tranzacție, n-am avut niciun 0 dolari prin creșterea asta. De ce? Pentru că m-am așteptat să fie oarecare corecție. Îmi pare mie rău? Nu. Acum să ridic și compensez. Nu știu, așa știu că l-ați duc în apărul 125, cam noi am deschis pe corecție. Am făcut tactica dogării și 110 tranzacții am pus. Volumul de 10 ori mai mic decât de obicei. Dar în schimb, trei tranzacții plate. M-au luat ca să dăm un profit de vreo 10 ori mai mult decât de obicei închid în mediu. A să mă tem dacă deschid tranzacțiile astea, nu, pentru că ele sunt deschise cu volume foarte mici. Dacă folosiți, istoria se repetă și dacă folosiți cumva momentul ăsta de cumpărare și răscumpărare a activilor, nu uitați, foarte atent cu volum. Nu trebuie să vă dați rapid în volume mari. Dar câte puncte deschizi de obicei? Câte puncte? Ce Nu, eu nu scadam de ce. Domnul Eugen are capital acolo, pe sud de lotul, dar eu și o să fac tranzacții. Eu încă așa mai cresc. Nu, de ce tranzacții am cu 0,5 un lot? Da, am început cu 0,1, așa că am ajuns în viața la lot tranzacționat. La momentul actual, dacă este vreo tactică de adăugare, cu 0,2, dar până la ultima tranzacție, apără aproximativ, merge la 3 loturi active. Da, stop loss și take profitul. Take profitul este unul și același, la toate, la maxim. Nu depinde. Pur și simplu e că eu am deschis aici prima tranzacție și am pus așa mai de timp de te-au take profit unul și același. Adică la una poate să fie și 1000, cât o căzut. Depinde. El poate să mai cadă și mie nu-mi pare rău. Eu am o tranzacție cu un volum 10 mai mic decât de obicei. Și nici nu-mi pasă dacă se găsește că din cauza că mai căzut un pic. Stop loss pozitiv. De la petrol avem o perioadă că destul de des încățam stop loss-uri, ca și take profit-uri și așa, tot obișnuitor era. Și am pus o regulă că voi tranzacționa cu niște volume mai personalizate, cum simțeam piața, dar nu cu stop loss. Și petrol este un instrument pe care nu pun niciodată stop loss-ul. Dar și din cauza că tranzacționez mai bani. Și rezistam orice corecție. Dar nu pot să rezist orice corecție dacă îi tranzacționez cu volumul cel mai. Eventual poate să tranzacționez cu lacăte. Cu lacăte toți fac niște bani buni, dar lacătul, ca să ieși într-un sub profit, trebuie să tranzacționez tehnic foarte bine. Momente de ieșire. Și ca momente de ieșire, dacă nu tranzacționez lacătul corect, atunci este complicat. Ne întoarcem la ceea ce este legat de volum, să-i spunem așa. Volumul undeva măcar de vreo 5, dacă începeți, ca așa, să spunem, după căderea unui activ și începeți să-l răscumpărați, dar trebuie să înțelegeți că activul trebuie să crească. Adică, de obicei, asta, la momentul actual este petrolul activ care are necesitate de a crește. Problema este că Federația Rusă, fiind unul de cei mai mari exportatori de petrol,
Da, acolo e embargo din partea americană, din partea Marea Britanie, dar asta sunt 7% din ce își vinde petrolul rusian în lume. 97% tot e normal, tot lucrează, adică nimeni nu mai pus embargo pe ruși. Dar este o problemă destul de importantă. Mai mult de 80% din toate statele care extrag petrol al Rusiei sunt cu utilaje americane europene, cu diferite tehnologii americane europene. Și peste câteva luni ele trebuie să devină statele astea de dobânire petrolului neeficiente și neucrătoare. Ca și avioanele, de exemplu, care sunt acum în Rusie. Adică n-au ei avioane rusești. Cineva spune că este scos superjet. 80% din detalii toți se urmă. Și dacă sunt embargouri, apoi peste vreo câteva luni nu știu nici măcar prin țara asta. Problematic? Problematic. Pentru mine cum e problematic sau cum aș îmi dă asta plus? Jumate din, mai mult de jumate din exportul petrolului din Rusia să fie stopat. Nu din cauza că e export embargo și nu știu acolo. N-a spart. Pur și simplu n-a spart să-l export. Posibil, n-am citit nicăieri și n-am văzut nicăieri asta trebuie de documentat. Dacă au depozite mari de petrol, dar cred că nu. Asta de ce Arabia Saudită are depozite extraordinare de petrol. Rușii au avut, de exemplu, depozite mari de aur. Numai cum se pot folosi din sub tot era în dolari. Din punct de vedere petrolului, de ce așa se meargă spre 125 următoare mari? Eu nu cred că se dă embargouri Europa. Și gazul, e ca gazul, n-a să aibă probleme. Statele de gaz, rușii sunt gurii fășa pentru dânșii. Nimeni nu îi dă din niciun fel de stegui. Piesă și mai departe, așa îi spunea. Asta chiar vă spun 100% pentru că am întrebat tatăl lucrează la cei ce legat de Gazprom și lucrează atunci să fie timpul la 10 slovă, să nu îți vorbim ce am văzut pe el. Și mi-a spus că cei ce au văzut el prin tot Baianul, unde este o stație mare de extracere a gazului natural, tot e rusă. Nici măcar mașină, tot merg cu zilul și mai departe. Adică cei ce legat de gazul se pot cu prețul ăsta rămână așa ridicat, cei ce legat de petrol, el a scredit și mai tare. Nici nu se discute despre activele americane. Activele americane mereu să fie ele descumpărate. Mulți mă întreabă, este condenat de la prima așa fost care întrebarea, mi-a fost întrebarea cu este timpul cumva să căutăm modalități de a cumpăra sau răscumpăra active ca ieftinite, ca exemplu activele cu acțiunilor, activele companiilor ucrainești, care mai sunt extraordinar de ieftine din cauza la situația care se întâmplă și dacă trebuie de răscumpărat. Sau activele, la, de exemplu, la piața rusească. Straniu, dar asta este ceea ce eu am început să tranzacționez, eu m-am îndrăgostit pe piață din cauza la piața de capitală a Federației Rusă. Eu când vedeam dividende și procente de dividende câte 10-15% anuale, mi-e spunea că asta e cea mai bună piață posibil. Dacă americanii, de exemplu, același Coca-Cola dă pe an 3%, 2-5-3%, atunci Statneftul, una din companiile mari în centrul Rusiei, din UFA, dădea 16% anuale la investitorii săi și mă gândim 16% anuale, dacă ne crească niște acțiuni de 20%, atunci ele ați fi niște profituri extraordinare. Problema era că eu nu înțelegeam atunci, că nu studiasem piața bine de tot. Era inflația și era capacitatea de a controla piața extraordinară. Vedeți asta? Asta e făcută de niște jucători mari. Și foarte atent, așa de atent că nu cumva comisia pe piață financiară. Comisia. Da, hârtii valori, că acolo piață financiară e o comisie, hârtii valori alte comisii, nu știu cum așa sunt întâmplat americani, dar aceea SEC-ul are puteri de, mai puteri, nici nu știu cum să explic. Deci în America poate să dai două pe viață, dacă n-ai plătit vreo $30,000 la impozite, dacă ai, nu știu, cu 200 sumă, de 15 ani. Era chiar un exemplu. Erau două persoane în aceeași zi la instanță. Și unul nu a plătit până la $20,000 nu a plătit, i-a dat 25 ani. De altul, două persoane, era două persoane, pare că frate, doi frați. Eu ucis și au primit 18 ani, 19 ani. În America foarte drastic tot ce legat de bani. Nu cumva n-ai plătit sau nu cumva ai încălcat regulile noastre. Doamne ferește. Dar în Rusia era altfel. Sau în țările în care piața încă nu este reglementată așa de bine. De așa noi piața de capital tot este. Companii ca Kaiser, Buța, Victoria Bank, Modern Combank, le puteți cumpăra. Numai că... Numai că... Da, da.
nu l-am de fiecare. Asta îmi trebuie să dea cortul și mai mai sus că să poți cumpăra ceviță. Așa sunt piețele care e în curs de devenire. Era exemplu simplu, l-am dat și Alec Perov, directorul la Lukoil. Era până la 2020. Acțiunile companiei Lukoil costau la 5.000 de ruble aproximativ o acțiune. El aproximativ 35-40% din mult s-a întâmplat, deci ești cam greu să minte cifrele. Avea undeva la o treime din companie, era numai lui. El ca director general, în principiu, era... Într-un moment dat, el a început să-și vândă acțiunile și a vândut 80% din cei ce deține. Nu a vândut tot. Asta a ieșit foarte repede, dar extraordinar de repede a ieșit în mass media. Și desigur că toți care aveau acțiuni de companie, nu voi o să vină tine directul, că știi, înseamnă ceva rău în companie, dar ceva mai bine. Înseamnă că nu trebuie să fie. Și a început. De punct de vedere tehnic, din punct de vedere fundamental, nimic nu era. Cred că era super în companie. Vindea, în fiecare an vindea cu 20% mai mult petrol, prețul la petrol se ridicau și așa mai departe. Nu știu, acolo găsau niște locuri mai mari și mai mari de petrol. Tot era super în companie. Piața a căzut, Într-un moment dat, vreo 2-3 luni, directorul general a Lipera cumpără cu 20% mai multe acțiuni decât o vândut. Și lumea zice, băi, de el e direct, mă înseamnă că a spus, măi, nu știu, vreun dare de seamă foarte frumoasă care să întărească pozițiile companiei Lukoil. Și lumea a început să cumpere după dânsul. Și la aproximativ la aceleași prețuri care erau, el a ajuns undeva de vreo 40% mai bogat. Și asta am pit la luni, asta am vreo 6-8 luni. Pentru asta, în așa stati ca în America, se dă ani, 3 ani, și nu contează, poți fi măcar și masă. Asta e găsasc și asta e închidă. Poți fi măcar și Trump și nu știu ne fi. În America este foarte puternică și din cauza asta dolarul este așa de puternic. Nezavisimei suди, independente, arbitraj independent, absolut independent. Și foarte puțin corupție. Nu, corupție nu e. Este corupție poate la nivel mic, dar corupție la nivel mare nu e posibil să corupi. Eu nu am auzit niciodată un caz, la toată istoria lor, să scurpe așa un caz. De ce ești tăța ungrederea de piață americană? De ce ești tot tranzacționat pe această piață? Acum sunt acțiuni care foarte bine au căzut și foarte bine se poate cumpăra. Ce ați văzut voi? 100% v-ați uitat la piața financiară, la piața de capital, la practica numărul 10. Ce acțiuni ați văzut acum care sunt studii ieftine, dar care dai companiei ieftine? Facebook. Iată, Facebook. Și practic și ceilalți toți din ianuarie până acum au mers în jos. Corect. Cu 20% aproximativ. Da. Dar mie trebuie niște companii care chiar puternice. Și McDonald's e puternică, dar nu pot să-i spui că McDonald's e wow. De exemplu, Apple ajunge până la 182. Și acum undeva e 160. Da. Nu e cea mai mare cădere, dar tot e bun. Dar a fost până la 150. Adică, acum, o săptămână în urmă, era 150 undeva. La începutul de martie. Compania poate să fie, nu, wow, dar depinde cât o căzut procentual. Că dacă e cum costă, să zicem, nu știu, $1000 și el a căzut la 50 dolari, asta e o cădere foarte mare. Și dacă el a costat, nu știu, $15,000 și a căzut cu $1,000, asta nu e cădere. Adică eu las dacă a căzut la $1,000 la $15,000, atât și pe sus nu mai există companie. Nu, mi-am zis că ne sunt căderi procentuale mari, adică sunt companii care pădător au căzut în preț. Și eram de acord cu 2 ani în urmă, pentru că 2 ani în urmă mă uitam foarte abundent la Boeing. Boeing a căzut mult. Și mi se părea că... Da, asta am văzut încă până la criză, că s-o dat, cu 737 Max, Dumnezeu, au căzut vreo 3 sau 4, erau probleme. Au plătit odată mită ca să accepte avioanele astea și era strașnic pentru companie americană. Și mie mi se părea că totuși compania asta trebuie să crească și crească repede. Vă spun de ce. Boeing produce aproximativ 80% din toată tehnica militară care trebuie la Statele Unite Americii. Dar asta sunt contracte de la peste 500 de miliarde de dolari anual. Americanii cheltuie mult la acești legali de armată. Americanii cheltuie aproximativ între 800 miliarde și un trilion pe an. Depinde de ani. Cât mai mult, cât mai puțin și așa mai departe. Bani pentru ca să întreții armata găsim tot timpul, bani ca să primim tăți copiii pe aceea. Sunt bani de nu, nu așa.
A s-a estimat că ca să hrănești toți copiii din lume, să-i faci, ca să nu să-i hrănești, să-i asiguri cu mâncare și cu cunoștință, cu clasele primare, măcar trebuie de cheltuit aproximativ banii care se cheltuie în 4 zile pentru a rămâne. Toți copiii, toți, să le dai și învățământ și mâncare, banii ăștia în 4 zile, în fiecare 4 zile se cheltuie pentru a rămâne. Tot ați cheltuie și ați cheltuie. Și mai departe se duce, pentru că războiul este una din cele mai profitabile lucruri din păcate. Se vinde și se cumpără și se fac și mai departe. Să știți ce înseamnă gemuri? Este Einstein. Care a fost pe americani. Și nu arată mare, arată așa ca o... Givelință. Givelință. Ca rușul cum făcea cu șoare. Eu când m-am uitat, sunt șoare pentru... Ca și nu am simt, am înțeles, poate să spune. Hai ne zic că la 15 ani copiii de 15 ani le poate folosi și dau un jos de copiii de bani. Să l-au văd la ministru din interne, am văzut. Ei, o găsesc el la Цыгане, а, ну, не ж нужно прям, просто и страшно, когда на контрю все лауты. Ну, а чекас, вот прямо для нас, значит, 100 денег коствовало 1 200 000 долларов. Я приехал, был 25 долларов, это было, ну, мой муж, а около 1 200 000, так что, что мой маленький продукатор для армии, ну, Америка, 36 против. История с репетой, не покатим, но и vrem sau nu vrem, asta era despre întrebare cu ce se face în momentul actual. Tranzacționăm, nu tranzacționăm, tranzacționăm. Războaie, cataclisme, criza, sfimere. Vrem noi asta sau nu vrem? Problema este următoare. De ce inginerii s-au făcut astăzi masterclass-ul cu istoria se repete? Iar că foarte des discut că noi trebuie să ne luăm, mai ales să tranzacționăm atunci când piața are momente bune. Noi trebuie să facem nu atunci când suntem la maxim și când vedem câte se ridică, dar atunci când tot este jos, după logică, cum oamenii miliardari ajung tot mai bogați și mai bogați și mai bogați? Nu mai miliardari. Nu știi, dar mâine că aici cumpără și aici vând, aici cumpără și aici vând, aici cumpără și așa mai departe. Și mereu fac treaba asta. În 2020, când s-a început toată criza, așa s-a primit că miliardarii erau statistică, au ieșit în cash, au ieșit în bani în gheață și în vreo 2 ani cumpărau tot mai mult. Încet vindeau cei ce lor nu le trebuie, activele neimportante, activele importante le lăsau și ieșeau un dolar ca să aibă dolar, pentru că înțelegeau că amuși ia amuși. E bine și criza. Se simte, da? Nimeni nu știe când a să vină criza, trebuie să se simte. Și când a să vină criza, așteptăm 3-4 luni și gata, să începe. De ce ești noi așa de repede am ieșit din criză? Noi, ca să înțelegeți, am ieșit mai repede din criză atunci, în 2020, decât acum să ies din criză. Din căderea care se întâmplă. Din cauza că atunci toți erau pregătiți pentru treaba asta. Svidec, toți erau pregătiți, toți cumpărau și au cumpărat vreo șapte lei. În 3-4 săptămâni, de-am eram sus. Ei cum sus, era la maxim și încă vreo câteva două luni au trebuit ca să ducem încă și mai sus. Acum se întâmplă în principiu toată aceeași situație, numai că este un pic mai încet pentru că Svidec, că lumea nu ieși în cash așa cum era atunci. Era mai... Eficient. Mai reticent. Prognozabil? Neprognozabil. Nimeni nu s-a așteptat ca să înceapă. Nimeni nu s-a așteptat ca acolo cineva să-i... Și prea repede, prea da, da. Da, Daniel, oricum, când aveți în timp? În 2020? În 2020, pardon. Da, da. Asta lumea nu s-a așteptat ca și repede să trebuiască chiar cash. 100% nu s-a așteptat, eu nu s-a cotat să chiar ca corecție, ca criză, dar... E simțitor. E simțitor și trebuie făcut în principiu acum profitul. Cripto. Tot în pace. Tot vine cu. Mereu o să fie în jos, sus, jos, sus. Mulți mă întrebau dacă cripto asta e ceva o piață cu tot ce trebuie de lucrat, cum însă generii este adecvat sau nu este adecvat. Dar spun un lucru. Acolo unde s-au investit peste 100 de miliardari, tot e adecvat. Dacă se investească 100 de miliardari în investiții că îți găsim import, și acolo e adecvat. Și îți găsim? Unicorn. Și aici stăc miliardarea acolo, merge prea. Îmi spune lumea că petrol îți pare peste 20 de ani. N-ați spare și un fel de petrol. Din păcate, sau din păcate, nu știu. N-ați spare petrolul și vă spun de ce. Care sunt de exemplu? Petrol îți spare pentru că îți spare mașinile cu ardere internă. Îți spare. Mașinile cu ardere internă, în momentul actual, consumă 12% din tot petrolul care se consumă.
20%. Și nici măcar nu sunt așa de multe mașini electrice care piață. Petrolul se consumă la producerile mări, la producerile mari. Industria metalurgică. Industria metalurgică, desigur, că industria farmaceutică, industria cosmetologică și industria textilă. Nu e chiar petrolul. Petrolul, dar sunt niște zlături, da, care tot din trânsul ies piață. Aici, care îl scot jira asta, cum spun, dar nu e petrol, acolo este așa și mai multe diferite substanțe. Și aceste substanțele astea sunt folosite peste 80% cu tetul în altă parte. Sau, foarte mult petrol se folosește la corabile mari, tankeri, la avioane. Încercați să faceți un avion electric, da. Încercați să faceți un tanker care duce 20.000 de containeri electric. Poți să faci atomic, dar cam nu vori să facă atomic, poți să este foarte scump să fie atomic. Trebuie să fie petrol. Și multe poate să fie petrol. Petrolul o să termine. Noi am luat petrolul numai de la distanța de primii 5 km din Pământ. Mai sunt încă 50 km care se mai poate biuta și mai este încă petrol. Și acolo e mult mai mult petrol. Nu de mult în Arabia Saudită s-au mai găsit aproximativ încă vreo 50% de petrol deasupra. S-au fost 2019, nu de mult, 2019, când Arabia Saudită au mai găsit încă peste 100 de ei. Ei au 200 și au mai găsit încă 100. Nu sunt în ce se măsoară, dar nici cantități enorme. Cea mai mare țară cu cel mai mare depozit de petrol are la momentul actual, straniu, Venezuela. Asta e cel mai mult petrol noi avem în Venezuela, mai mult decât în Arabia Saudită. Problema că el este foarte adânc. El a fost descoperit, el e mai adânc de 2-3 ori ca de obicei. Așa că să ajungi la Rusia, foarte scump costul. Foarte scump să construiești acolo niște stații de 4, 5, 10 ori mai scump. Deci nu există tehnologie acolo ca să te construiești așa. Și în privința la petrol, dacă se poate, da. Multe sonde de petrol care s-au extras, presupunem, 20-30 de ani sau 50 de ani în urmă, și s-a extras din sonda asta tot petrolul, după asta se adevărește că sonda s-a umplut iarăși și iarăși se extrage. Am auzit că se adevărește. Deci nu e rează. Da, așa mai nu-ți poți baza treaba asta. Dar te poți baza că se găsești niște locuri noi. Deci și nu. Dar toate acolo poate este și mai adânc niște așa de mari depozite, că nici nu putem imagina. Cam nu suntem departe de România, care o perioadă anumită, în secolul 20, avea 40% din vânzările în Europa. Și România vinde petrol la diminuit atunci, pe timp că războiul mondial. A poate este la diurții de acolo niște zăcănite extraordinar de mari. Și iară, dar trebuie să le folosești. Ucraina este locul 2 din lume după tătii tăciare. Petrol, gaz, așa mai departe. Le dobândește? Nu. Dar pentru ce să-ți dobândești dacă era până la tranzit peste 80 de ani? Și cu tranzitul ăsta foarte bine ușor, nici trebuie să cheltui bani pentru treaba asta. Acum, din păcate, duci are minusuri că nu s-au gândit la treaba asta, să fie independent energetic. Așa, deci am discutat despre faptul că petrolul este așa un instrument care lucrează după apostolatul istoriei se repetă. Am discutat despre faptul că americanii este istoria se repetă. Cel mai ușor ca să lucrați cu dânsul este indexul. Indexul este 500 este cel mai ușor ca să lucrați, pentru că el este cel mai puțin volatil. Mai sunt niște acțiuni. Noi am spus despre faptul că este Google, noi am spus despre faptul că este Meta, este Apple, Amazon. Amazon este o extraordinară situație, este posibil să mai fie așa numitul split. 1 la 20. De exemplu, dacă costă 3.000, apoi la un moment dat, asta să fie cu vreo o lună înainte de spus, dacă să fie, de exemplu, 3.000, apoi la două zile să fie 150. Dacă la cineva s-a prins ideea, nu se poate cu bani treaba asta, pentru că asta este un... Mulțirea contractelor. Poftim? Mulțirea contractelor. Mulțirea contractelor? Mulțirea cantității de acțiuni. Da. Sunt mai multe acțiuni, dar mai puțin costă fiecare. Dar nu poți să faci bani pe asta. Pentru că eu când am văzut că Apple în 2020 n-a venit la $500 la 125, am gândit, erau 37.000 de puncte. Când schizi cu un lot, s-a strâns 60.000. Mai găsești niște bani, schizi cu 10 loturi, s-a strâns 1.700. Dar după asta noi am dat întrebare direct la broker și brokerul a spus că din punct de vedere a contractului de diferență de preț, asta nu lucrează așa. Pentru că tare pe piață, nimic nu se schimbă. Dacă ai avut 10 acțiuni care costau
$1000, apoi a doua zi să ai, de exemplu, două zile de acțiune, dar care tot costă $1000. Pur și simplu, fiecare costă un pic mai puțin, așa că nimic nu s-a schimbat. Și ce vede asta se vede. Dar, care este mai convenabil sau când îți cumpăr mai concret acțiunile la compania Amazon? Când e costă pe bucățe cât 3.000 sau 150? 150, că accesibilitatea. Da. Mai mulți oameni au posibilitatea ca să investească. Da. Dacă ca să cumpere acțiune trebuie să ai $3000, dar 150. Înseamnă că mai mulți oameni ați poate să fie investitori. Și în cazul dat, capitalizarea companiei crește. Foarte corect. Special am vizat ca să stimuleze investitori. Da. Doar pur și simplu, eu am rămas șocat pentru că e vreo 15 ani la rând repetau când n-ați face split. Dar să fie măcar și $4000 acțiunea când n-ați face. Dar am unele să vedeți că s-a schimbat ceva. Și tot putem fi făcut split. Dar asta să fie un foarte bun moment de tranzacționat pe Amazon. Amazon, dacă cineva ați schis tranzacții pe compania asta, ați văzut că el este cea mai volatilă și acolo sunt niște cifre care nici nu spală reale câteodată. Asta doar din cauza că cu cât este mai mare cifra la acțiune, de cumpărare, cu atât este mai volatil instrumentul. Dacă, de exemplu, Apple a costat 125, dar Google a costat, nu știu, acolo 1800, nu 1800%, nu 2500, sau cât acum mai costă. Nu mult am uitat la Google. La 3000 undeva. Da, frate. Atunci, asta va fi mai volatil pentru noi decât asta, nu? Dar asta îți cumpri de 50 de ori mai mult decât asta. Da, tot așa, de exemplu, e mai ușor să cumpere Apple decât să cumpere Google. Asta tot, dar Apple este mai popular și Apple Engineer s-o poate record spin-ul după vânzări pe zi, Engineer, volatilitatea pe zi. Adică, sunt și mai ieftin decât Apple, dar tot e record spin. Cu cât e mai mare cifra asta, cu atât e mai volatil instrument. Așa că Amazon o să răsăm, de exemplu, pe acțiune care este mai accesibil. Și iarăși 100% să fie răscumpărat, pentru că lucrează postulatul istoriei se repetă. Dacă Amazon o dată costa 3.000 și chiar artificial l-a coborât la 125 sau 150, înseamnă ce se întâmplă? Și unde? Iar la fin. Și iarăși fac split. Coca-Cola a făcut de 10 split-uri, 12 split-uri, nu știu cât a făcut. McDonald's a făcut peste 8 split-uri. Apple a făcut 5 split-uri. Între care noi l-am văzut foarte concret, numai pe ultimul. Multe companii au făcut split-uri. Deci, o regulă destul de simplu. De tranzacționat atunci când este exact reducere. Cineva spune că e corecție, de asta îi spun reduce. Reduce 20% pe asta, reduce 30%, că poți să cumperi instrumentul care și așa și așa vrei. Numai mai ieftin. Dacă eu ați vreau să cumpăr aur și am dat cineva informație sau, de exemplu, mâine, așa am cumpărat azi aur. Pun în Google, de exemplu, dacă am avut. Și mâine văd că prețul aurul se ieftinește cu 50%. Ce fac? Cumpăr. Foarte corect. Nu mă tem că eu mă iau din Google de aur 50% mai ieftin. Dar cumpăr. Cumpăr două ori mai mult sau trei ori mai mult. Corect. Și dacă voi mâine să mai ieftinească vreo 50%, iar să mai cumpăr. Pentru că e aur. E aur. Și aurul la Tesla ieft. Și el e ca aur e puțin. Aur cam nu găsește și aur foarte repede se are. Și toți vreau aur. Cât mai mulți milionași pe le-a dat pe lume sunt, cât mai mulți vor aur. Că asta e așa, o tradiție, dacă ai făcut niște bani frumoși, ar trebui să fie la aur. Și nu tamani niște bani. La religioși, de exemplu, la de religios, foarte mulți cumpără și aceleași, cum îi cheamă, cine termină 5 minute, pur și simplu, la noi mai masterclass-ul pe ce nu durează un oră jumătate. Dacă ceva puteți să știți, dacă vorbiți, da. Când sunt aceste anumite reduceri, tamam trebuie să cumpărăm aceste anumite instrumente. Mai ales dacă știm că ele sunt foarte și foarte eficiente, foarte și foarte dorite. Deci eu am ales exemplul la SP500 pentru că știam că la SP500 este cel mai popular instrument din lume. Absolut cel mai popular instrument la același nivel cu eurodolar. Deci așa are GSM-ul acest instrument. De ce nu alege Apple? Pentru că el este cel mai popular din piața de capital. Și este cea mai mare companie din lume. Tu știi 100% că trebuie lei să tot timpul ați cumpli. Ați scoat a 14 lei, ați cumpli și a 14 lei. Ați scoat a 15 lei și a 15 lei. Și ați mai scoat altceva și ați cumpli și pe altele. Dacă ați scoat, nu știu, dacă mâine spună că ați scoat chipuri de la Apple, eu ați cumpli și pe cel.
Pentru că, în primul rând, eu, de exemplu, sunt pentru cipare, dar să nu s-am vreau ca toți să fie. Aș vrea vreo 20 GB în capul ăla, mai mulți, mai capul ăla de informații, mai mulți, cum îi scrieți pe o carte, să-ți înminte. Sau să văd vreo 20 metri mai departe. Dar, la orice caz, știu că de la Apple, tot ce faci compania asta, te ascund. Ea mai fac mașini electrice. Ascund și așa. Și ascund prin la negăduit. Și n-a să reușească să fac mașinile astea cu detalii astea de lume. Deci, compania Apple este o investiție bună. Dar și în principiu, ultimii 50 de ani au fost, nu 50, nu are 50 sau are 50. Nu, dar Steve Jobs a făcut el compania. Da. Și deoarece, când a făcut compania? Când avea în jur la 30 de ani. Și asta înseamnă că eu am făcut. Nu contează. El a decedat la vârsta de 56 de ani, îmi pare. Asta de acum 5 ani în urmă. Înseamnă că el acum ar fi avut 60 și ceva de ani. Înseamnă că compania 25-30 de ani, nu mai mult are. În orice caz, de când Apple a scos același iMac, Macintosh, de atunci compania s-a transformat într-o companie bună de investiții. Și mereu toți investeau în trans. Dacă și Warren Buffett care spune că eu nu investesc acolo unde nu încerc la asta eu așa am trans și așa lucruri. Unde nu înțeleg, nu investesc și gata. Dar compania Google face așa niște rezultate, dar nu investesc, că nu înțeleg ce fac așa din Google. Sau nu înțeleg în ăștia de la Nvidia, sau el nu investește în Netflix, pentru că el nu se uită la Netflix, pentru că asta e ceva strană în Netflix. El așa că aș spunea. El nu investește, știți în ce? În căi literate din America. Una din top 3 companii care rețin căi literate. Pentru că căi literate în America sunt toate private. Nu există căi literate în America, are stat. Și căi literate în America sunt cel mai eficient și cel mai bun business și profitabil business care este în America. 48 de miliarde de dolari profit curat una din top 3 companii. Și el te ține din compania asta 30%. Adică undeva la 16 miliarde sau? Căi ferate. Și nu gândești, căi ferate, dar asta așa nici nu interesant căi ferate. Dar căi ferate ați fi mereu. Dar ele să aduc profit tot timpul stabil pentru că transportul de mărfuri aduce și de pasageri nu atât de mult, dar transportul de mărfuri. Ce-am important asta? Nu e de mare, drumul. Și sunt multe, și sunt foarte multe. Și scurte. El unica companie care a investit în care nu înțelege nimic, nu, două sunt. Asta e Apple și Microsoft. Microsoft a investit pentru că s-a cunoscut direct cu Bill Gates. Și s-a făcut prieteni și când am mai spus la Catarama. Și a investit din cauza că a avut încredere și nu a investit. Dar Apple a avut o investit din cauza că a văzut pe adevărat că Steve Jobs face furor pe piață. Și a pus baze la o companie care mereu să deservească nu vânzările, dar să deservească clientul pe piață sau altul. La momentul actual cam studi la treaba asta, dar tot sunt produse de studii bune. Cumpărăm cei ce are efect și asta are efect chiar dacă se ieftinească cu 20, 30, 40 sau 50% acest instrument. Pe piața cripto doar pot recomanda să vă uitați la top 10, mai bine top 5 cripto care sunt. Mulți mă întreabă ce acolo cu Shiba, cu Tron, cu Dogecoin, cu nu știu acolo și mai este care e acolo. Care zile ca fac? Da, ele sunt peste 6.000, ultima dată m-am uitat eu, am mai mai sunt peste 8.000, nu trebuie multe. Eu am 500 milioane, pe 2.000 genii în programare și care s-a făcut criptomoneda ta. Acolo era situație că cineva și-a făcut criptomoneda scam. Cum îmi zic, mă rog, am zis, mașinicistă, Escrow. Așa s-a numit. Escrocherii. Criptomoneda escrocherii. Ca proiect social au făcut criptomoneda. În primii 3 sau 4 zile au strâns la 100 milioane de dolari. Și de acum au dat mai departe să lucreze criptomoneda asta și până am mai chestie. Pur și simplu ca o glumă, cred că nici nu ca experimentat, poate chiar ca o glumă încercat. Ea să iei după asta spus ca experiment, ca să mă arăte, chiar așa ne urât la media. Deci aia și eu nu pot să spun despre ceilalte criptomonede. Top 5, da, în top 5. În Bitcoin 100% eu cred că ea scasă, pentru că nu e că acum n-ați idee voi la petrol scadă, pentru că acolo și miliardari și niște familii extraordinare mari care războaie să se deschidă dacă le trebuie ca să nu dăi la petrol scadă în preț, să îți pare. Apoi că așa și cu Bitcoin-ul și dat de Ethereum. Acolo stau niște mieni așa puternici care investițiile lor ați leapă mai ceva ca patria, dacă se întrebească. Pentru că și patria mai mult și investiții sunt.
Instrumentele sunt prințeles? Da. Întrebări, poate la instrumentele să aveți un instrument din altă piață? Auziți? Nu, bine. Ultimul instrument a să fie dolar american. Noi de acum am discutat. Istoria se repetă. Dolar american mereu să fie dorit atâta timp cât el este la baza economiei internaționale. Dacă Republica Moldova trebuie să trece prin leul udrănesc, adică nu poți cumpăra ceva prin leul udrănesc, asta e valută națională. Apoi dolar american este valută națională pentru planetă. Și asta încă nu-i schimbat. Și n-a schimbat mult timp. Chiar dacă chinezii ar să fie și să fac ceva. Dar chinezii tot este convenabil la noi să fie dolar american la bază. Pentru că îi dețin jumătate din economie americană. Dar cum o dețin? O investit bani în jumătate din economie americană. Așadar, nu vă temeți. Ați vă temeți? Nici o problemă. Corecția să mai fie. Criza să mai fie. Ați mai intrat dacă spuneți. Dar ați vă uitați la asta care a fost, de exemplu, și asta pare rău. Desuri așa era. Hai că la următoare. La următoare, dar măcar la 5. N-ați faci bani? E, dar dacă n-ați să-i fac, nici nu i-am făcut, dar nici nu i-am pierdut. Eu, de exemplu, sunt de altă părere. Dacă este vreo oarecare dolar care nu l-a făcut într-un buzunar, dar eu am putut să-l fac pentru că am avut analiză, moment de confirmare, dar m-am temut, apoi eu totuși l-am pierdut. Este banul care puteți să fie la mine buzunar, dar el nu-i. Înseamnă că am pierdut bani. Încercați. Încercați și am încercat. Era idee... Să vă povestesc? Da, stai mic. M-am oprit. Când am început să tranzacționez, aveam 18. Și mi-a spus că... Am început să tranzacționez mai bani. Cum, câți ani au fost, dar atunci era asigurare, dar mie nu știu cum... Am trecut cu urechile la asigurare, nu știu de asigurare. Am început să tranzacționez mai cu bani mici, dacă erau și investitori, părinții au spus că fac un cont de double hit, dar nu l-am luat, nu știam spre asigurare, mă temeam. Dar nu mă temeam să încerc. Mi-am spus următorul lucru. 100% dacă am urmă să încep ceva și nu mi se va primi, totdeauna a să încerc. Dar dacă nu voi încerca pentru că mă tem, a să trec vreun 10 ani, 15 ani, 20 de ani și din cauza că îmi place piața de capital și îmi place cum fac americanii, nu fac nimic și primesc mulțumim de bani, și ați vreau și eu să fiu cu atenție. Totdeauna sunt cumva în piață, Numai că 15 ani sunt. Și mi-am imaginat că sunt 15 ani în piață și ați să primească din primul de noi sau din primul an. Câtă durere să am eu în mine, gândindu-mă, dar și aia să fac ăștia 15 ani. Da. Cât profit, chiar dacă să încep de o sumă minimală. Și eu am început, e că mai mult din cazul este. Eu nu m-am dus pierd piață. Nici nu era caz, nici nu era scopul de pierd. Dar i-am spus că eu încerc. Pentru că ce se poate făcut la noi la 100, de exemplu, și la 30? Ați fi de 5 sau de 10 ori mai eficient, decât ce se poate, de exemplu, de la 30 până la 40. Sau de la 40 la 50, sau de la 50 la 60. Cum sunt multe persoane, că mi-au venit domnișoare, doamne, 55 ani, eu să vin la 6 mă învăț pe sigur un an. Mai înveță. Mai 40 de ani. 50, 50. Gata, asta este tot ce am vrut să spun.